Impresii despre Republica Moldova. Mulți basarabeni, mulți moldoveni sunt mai români decât mulți români. Tu ai fost printre primii vlogeri pe care am început să-i urmăresc. Spuneau oamenii că intrau pe YouTube doar pentru două lucruri. Muzică și doza de haș. Prietenii mei îmi știau pinul de la card. Oamenii aia, evident, profitau de bunătatea ta. Da. Din perioada aia, mai rămas cineva în anturajul tău? Nu. Dumnezeule. Le plăcea foarte mult de Mickey H ăla care era mai funny, știi? Și un Mickey H ăsta care are opinii nu-mi place. Tu ziceai că nu-ți dorești copii? Mulți oameni fac copii ca să-și dea singuri un rost în viață. Vloggingul românesc. Se face conținut despre conținutul altuia. Uh-huh. Critic, agresiv, vulgar, limbaj incredibil de murdar. Când ești vulnerabil, știi? Hienele ce fac? Vin să te rupă în două. Crezi că Aurul este reprezentantul Moscovei la București? Cred că Aurul este Moscova la București, da. Prietenii mei de la satul german au o ofertă minunată pentru cei care își doresc o casă în cel mai important proiect imobiliar din țară. Investește inițial 5% din suma casei și achită restul conform etapelor de dare în exploatare, timp de 2-3 ani. Totodată, îți poți achita casa timp de 5 ani, dacă faci o investiție inițială de 10%. Apoi ai rate lunare, fără comision, cu finanțare direct de la dezvoltator și cu cea mai mică rată de pe piață de 3%. Însă, dacă achiziți locuința integral, ai o reducere de 3% din prețul total. Fă click pe linkul din descrierea acestui video și găsește casa visurilor tale. Mihai Alexandru Haș este invitatul interviului fără protocol de astăzi. Tu ai fost în Republica Moldova, atunci tu mi-ai luat un interviu pentru documentarul tău. Acum am zis că dacă vin la București, neapărat trebuie să discut deja eu cu tine. Tu atunci vorbeai despre situația politică de la noi, situația socială, dar azi vreau să vorbim mai mult despre tine, dar și despre ce se întâmplă în România. Așa că mulțumesc că ai acceptat. Cu mare drag. Tu ești considerat primul vlogger de mare impact din România. Și așa și este, pentru că tu ai început printre primii și ai avut primii 100.000, primul jumătate de milion, primul milion și tot așa mai departe. În general, tu cum explici succesul ăsta, ascensiunea ta atât de rapidă în mediul online? Care a fost fenomenul? Cred că sunt doi factori aici. Unul este faptul că nu erau alții, nu aveam concurență și foarte mulți hateri zic că nu aveam concurență, de aia ajuns să fii Mikey H. Și doi este faptul că am și un talent la comunicare, am abilități de comunicare, sunt expresiv, știi, și sunt carismatic. Au mai fost și alții care au încercat în perioada respectivă și n-au reușit. Adică, eu, da, sunt acești doi factori. Muncă, momentul și un pic de talent. Dar asta a fost o întâmplare? Tu atunci erai conștient că online urmează să explodeze și ceea ce se întâmplă în prezent înseamnă practic online-ul că domină? Aveam o idee, nu mi-aș fi putut părea viața pe asta, dar am făcut-o totuși, la modul că mi-a părea cariera pe asta. Dar aveam o idee, adică era logic, era super evident cum vine trendul din Statele Unite de obicei și cam noi suntem cam cu 5 ani în spate din punctul ăsta de vedere. Deci da, putea spune că am speculat un pic. Tu ai luat un format destul de curios, de divertisment, amuzament, video scurte și comentate. Eu trebuie să recunosc că tu ai fost printre primii vlogeri pe care am început să-i urmăresc și îmi plăcea enorm de mult. Voiam să fac exact ceea ce făceai tu, doar că nu am reușit. Am câteva video pe care le-am dat cu lacăt. Încă le ai? Am avut câteva încercări acolo. Poți să le văd și eu? O să arăt. E coșmarul. Deci montam câte două zile ceva, pur și simplu editam video și zic nu, niciodată nu o să ajung la așa o calitate. Dar tu ai preluat formatul ăsta din afară. Da. Și niciodată nu ai avut problema să spui despre asta. Păi de ce să spun? De ce să am problema? Știi cum unii, da? Eu sunt primul, unicul și cel mai inspirat. Zicea Bogdan Naumovici, odată la un moment dat spunea că creativitatea este să iei idei vechi și să le reinterpretezi în moduri noi.
Nu am inventat roata. Pur și simplu am luat un format care exista, îmi plăcea foarte mult și l-am luat la modul că mi-au sugerat niște oameni să-l iau, că nu eu am vrut, erau niște prieteni care mi-au spus, nu ai vrea să faci tu ceva similar, că în România nu există. Și ei nu știau engleză atât de bine încât să înțeleagă glumele și că americanii au inside joke-urile lor, au glumele specifice pe care dacă nu știi cultura și nu cunoști foarte bine cultura, nu le înțelegi. Chiar dacă știi engleză, poate nu înțelegi slang-ul. Motiv pentru care, pentru publicul vorbitor de limba română, nu există așa ceva. Deci da, nu am nicio problemă să spun, da, e formatul lui Ray William Johnson, pe care l-am reinterpretat în felul meu și a ieșit ceva, a ieșit doza de hash. Când ai înțeles că, de fapt, ceea ce faci tu place publicului și că oamenii te recunosc? Nu după mult timp, după chiar primele emisiuni pe care le-am postat, am început să am succes pe internet și atenție de la oameni pe care nu-i cunoșteam, ceea ce mi s-a părut incredibil. Și era făcut, adică arăta de toată jena emisiunea, adică nu te gândi că era filmată cu o cameră proastă, sunetul inexistent, adică calitate josnică. Și cu toate astea oamenii se uiteau, deci... Ce an era atunci? 2011. Pe YouTube oamenii intrau doar pentru doză, ziceai tu, și pentru psicuții. Îmi spuneau oamenii că intrau pe YouTube doar pentru două lucruri, muzică și doza de hash. Erau singurele lucruri pe care le căutau pe internet. Pe YouTube, adică. Dar revenind la Republica Moldova, o să întreb toți cei din București de aici cu care fac interviuri, impresii despre Republica Moldova. Tu ești unul dintre cei care ai fost acolo, ai vizitat anumite locuri, ai comunicat cu oameni. Ca să oferim context, ai fost în 2019, dacă eu nu greșesc, înainte de pandemie, și ai făcut un documentar despre Republica Moldova. Ca să... Aici trăiesc români, documentar Republica Moldova, așa și se numea. De unde a apărut ideea asta? De ce ai simțit nevoie să o faci? Eu voiam tot timpul să fac altceva. Vreau să-mi demonstrez și mie și publicului că sunt în stare să fac mai mult decât doza de hash. Știi? Adică nu sunt un one trick pony. Știu să fac și documentare, pot să fac și videouri de travel, știu să fac și review-uri la mașini. Și o să-mi dau și cu motocicleta, adică sunt o persoană care are multe interese și identitatea mea online nu era doar doza de hash, adică era doar doza de hash și nu voiam să rămână doar chestia aia și voiam să arăt oamenilor că uite, sunt am mai multe dimensiuni ca persoană și documentarele sunt ceva ce consum. Motiv pentru care mi s-a părut foarte la îndemână și era ceva ce voiam să fac de foarte multă vreme, n-am fost niciodată, nu fusesem în Republica Moldova niciodată și am auzit foarte multe povești. Și m-a atras tot timpul zona aia, pur și simplu. Am vrut să mă conving, am vrut să vorbesc cu oameni, am vrut să simt la fața locului, în teren, despre ce e vorba. Așa că la un moment dat am luat decizia, băi, dacă ar fi să fac un documentar, primul pe care l-aș face ar fi ăsta. Impresii despre Republica Moldova. Amintește-ți momentul când ai trecut vama, ce ai simțit? Entuziasm. Bune? Oh my God, oh my God, chiar fac asta, ce tare. Da? Deci tu până atunci mai fost în Republica Moldova? Nu, am spus mai devreme, nu fusesem niciodată. Dar ce știai despre noi, despre țară? Știam ce se știe pe internet, ce știu mare, adică ce te poți documenta de pe internet, adică istoria zonei, influența rusească, influența rusească care domină practic societatea. Deci era așa, aveam o curiozitate. Avea impresia, eu am vorbit la București aici cu diferiți oameni, care consideră că acolo este sărăcie, că acolo nu există internet și că acolo stăm cu lumânarea. Dar așa cred și nemții despre români. Și după cum vezi, deși, uite, nu știu dacă știți, dar noi acum filmăm, sunt luminile, sunt de fapt niște lămpașe. Nu avem curent aici. Dar te-a surprins ceva? Adică ai ajuns acolo, așteptările tale cum au fost confirmate sau nu? Da, mi-a... Chiar m-am gândit la asta după o perioadă și m-am gândit așa la situație și concluzia la care am ajuns, una din concluziile la care am ajuns este că mulți basarabeni, mulți moldoveni sunt mai români decât mulți români. Și o să zic și de ce. Cunosc oameni care sunt din familii românești și sunt plecați peste hotare de ceva vreme. Și după a doua generație nu mai vorbesc română. Deja nu mai știu copiii românești. Deși poate părinți români sau ce puțin un părinte român, nu mai știe nimic. Daniel Negreanu, campion mondial la poker,
Când am discutat cu el, de origine română, maică-sa româncă, știe două, trei cuvinte în română. Adică, treaba asta există, din păcate. Și mă uit la ungurii din Transilvania, la maghiari din Transilvania, care au fost aduși în Transilvania, astăzi încă vorbesc și își păstrează cultura după sute de ani. Și încă țin de cultura lor și nu ar da-o pe nimic în lume. Și românii nu fac asta. Nu toți, nu generalizez, dar sunt situații în care românii, mare parte din situații, românii nu fac asta. Basarabenii au simțit o mai mare mândrie în basarabeni, o mai mare legătură cu România, cu nația, cu limba, cu cultura, cu pământul, cu simbolurile. Ceva ce în România simt că se pierde. Și asta mi s-a părut foarte refreshing, asta mi s-a părut foarte interesant. E ca și cum, știi, m-am întors în timp, în sensul bun, într-o vreme în care exista această unitate națională și această mândrie națională și această, această onoare de a fi român. Cât de frumos să aud asta. Chiar mă bucur că ai venit cu asemenea impresie. Dar te deranjau oamenii care ți se răspundeau în limba rusă în Republica Moldova? Sau ai avut asemenea situații? Am avut asemenea situații, da. Dar înțeleg situația. Nu, n-aș putea să iau personal să zic, mamă, ce m-ai enervat când mi-a răspuns. Am puțin să mi se răspundă în maghiară, când am fost în zona, tot în România, pe teritoriul României, mi s-a răspuns în maghiară la un stand de ziare acum ceva vreme. Nu poți să iei personal. Oamenii așa sunt, adică țin de cultura lor. O rușii din Republica Moldova, nu? Asta e jobul lor. Să rusifice Republica Moldova, nu? Asta e treaba lor, până la urmă. Dacă te pui comul că-și face treaba, lasă să-și facă treaba. La noi este o problemă. Sunt mulți vorbitori de limbă rusă cu acte a Republicii Moldova care trăiesc acolo de 30-40 de ani și nu vorbesc un cuvânt în română din principiu. Exact. Ai treaba lor. Ei își fac treaba lor. Noi ne facem treaba noastră, fiecare cu, știi, aia măsii, cum zice în română. Ai văzut vreo diferență de a vorbi limba română în Republica Moldova? Da. Nu? Te deranjează accentul ăsta sau modul că sunt anumite rusisme cuvinte? Nu, care... chiar mi se pare drăguț așa, e ceva super deosebit. Spune despre documentarul tău. Iată, prin intermediul acestui documentar, ce ai vrut să comunici tu? Am vrut să comunic că, sincer, când am plecat, aveam așa în linii mari, dar nu știam exact ce voi descoperi. Ori când mergi să faci un documentar, ai și ideea, mergi să vezi ce descoperi. Și după care ce descoperi, comunici oamenilor, știi? Că dacă îți faci planul dinainte, vreau să zic asta, asta și asta și asta, îți crezi așa o structură rigidă din care nu mai poți să ieși. Ori eu am fost destul de open-minded, am zis vreau să merg să văd ce găsesc, ce văd, ce descoper și aia voi comunica. Deci da, este practic ce am comunicat a fost ce am descoperit și anume faptul că, din nou, pe teritoriul ăla sunt români și sunt români mai români decât mulți români din România. Asta ai înțeles inclusiv de la politicienii cu care ai discutat. Tu atunci ai discutat cu fostul prim-ministru Pavel Filip, nu știu dacă da. Era în funcție. Nu mai era în funcție. Plecase. Ai discutat inclusiv cu Renato Usati. Renato Usati, și da. Cu alte persoane care cumva aveau ce spune. Ce impresie ți-au creat acești politicieni? Că sunt politicieni. Sunt politicieni oriunde merge în lumea asta, sunt politicieni. Adică... Știu că voi ai să discuți și cu Maia Sandu, n-ai mai apucat. Da, dar ce impresie ai despre președinta Republicii Moldova? Îmi place. O am la follow pe Instagram, mă urmăresc. Foarte mândru sunt de Maia Sandu. De ce? Eu chiar sunt curios. În primul rând, mi se pare foarte tare să ai un președinte femeie. Asta, în primul rând, mi se pare excelent. Cred că am o vorbă. Feministele mă urăsc pentru asta. Zic că bărbații au adus lumea până aici. Vrei sau nu să recunoști, până aici bărbații au adus lumea. Ei, de aici încolo, femeile trebuie să o ducă mai departe. Eu sunt de acord, pentru că da, prioritar au fost bărbați. Ori țările și în timpul pandemiei, dacă te uita, țările care au avut președinți și lideri femei, în timpul pandemiei au dus-o cel mai bine. Cum explici asta? Femeile sunt mai responsabile, mai puțin corupte în politică. Băi, e foarte interesant. E foarte interesant. E un experiment, sincer, pe care încă nu putem să-l vedem dus la bun sfârșit, pentru că nu au fost foarte multe femei lideri. Dar uitându-mă la țările care au femei tinere, în special lideri, mi se par niște țări foarte echilibrate și mi se par niște țări foarte echilibrate și din punct de vedere al publicului. Adică sunt,
știi, Norvegia parcă, nu? Noua Zeelandă, adică sunt altfel de țări, nu sunt tocmai, știi, lumea treia. Deci ai nevoie de un fel de open mind ca să, știi, să poți să faci asta. Dacă să trecem de la Maia Sandu la câteva locuri care le-ai vizitat și ți-au plăcut, ai reușit să vezi ceva din Republica Moldova, în afară de locațiile unde ai făcut filmări? Da, celebrele voastre crame subterane. Ai fost la Cricova, la Milești Mici? Am fost la Milești Mici și am fost la Cricova, da. La Milești Mici am fost, da. Și? Impresionat? Foarte, adică să te plimbi cu mașina pe sub pământ, zeci de kilometri. Ești amator de vinuri? Da, da, da. Ți-am adus ceva, o să-ți dau la finele interviului, dacă îți place vinul din Republica Moldova. Mai planifici să vii în Republica Moldova? Mai invitare NATO, o satire pe câteva ori. Dar nu, adică n-am un plan, aș vrea să o mai fac, da. Aș vrea să o mai fac, îmi place. M-a plăcut acolo. De ce te-ai oprit cu documentarele? Pentru că mi se părea un format foarte interesant. Păi a venit pandemia în primul rând. S-au destrămat niște lucruri din viața mea. A devenit complicat și am luat-o pe alte direcții, pur și simplu. Adică am încercat, am văzut cum e și mi-am dat seama că dacă fac documentare nu prea câștig bani. Adică o să investesc foarte mult timp. Adică în documentarul ăsta cu Republica Moldova n-am găsit niciun bani. Adică banii care se fac pe AdSense, nici măcar nu știu dacă am monetizat clipul. Adică a fost investiția mea, ceea ce, știi? Asta înseamnă e greu drum, de susținut. Cazare, da. Păi da, e greu de susținut să faci. Asta am făcut-o pentru sufletul meu, așa, să fie, știi, un proiect. Dar să continui să fac asta la nivelul ăla ar fi destul de costisitor dacă nu ai niște sponsori. Și greu găsești sponsori dacă vrei să faci un documentar despre, chiar voiam să mă duc în Transnistria. Da. Du-te la Pepsi și spune, e Pepsi, nu vrei să faceți să-mi dați sponsor într-un documentar de Transnistria? Adică nu o să vrea nimeni, îți dai seama. Din păcate. Mă, din păcate, dar până la urmă trebuie să înțelegi și pe ei. Sunt branduri, nu poți să asociezi brandul cu niște, știi, chestii politice. E greu. Despre tine lumea știe foarte multe din perioada când ai început să faci vlogging și mai puține de până atunci și despre familia ta. Bine, tu ai vorbit parțial în unele podcasturi, dar cei din Republica Moldova cu siguranță știu despre tine doar din doza de haș. Și urmăreau atunci, în perioada când și Ilies Vlogs era foarte popular și voi erați un soi de amici și o să discutăm un pic și despre asta. Dar zi un pic despre copilăria ta. Chiar vorbeam cu maică-mea pe tema asta zilele trecute și uitându-mă înapoi, da, au fost niște momente, cred, în viața mea care m-au marcat. De exemplu, când s-a născut sora mea, poate involuntar, am simțit o lipsă de atenție din partea părinților mei, știi, copil fiind. Da, chestia asta cred că s-a manifestat, nu știu neapărat că a fost doar din cauza asta, dar au fost multe elemente pe parcursul copilăriei. Da. Și asta cumva te-a influențat? Adică tu resimți asta la maturitate? Toată copilăria, adolescența și maturitatea mea timpurie a fost marcată, da, de nevoia asta de atenție, inclusiv cariera mea, adică cariera mea pe YouTube, da, o făceam cu atâta drag pentru că primeam atenție din partea mea și validare din partea oamenilor. Spuneau, hei, e tare ce faci, ești mișto, bravo, știi? Și asta mă încărca. Deci ai putea spune că din cauza acestor traume din copilărie, acestor frustrări din copilărie, da, am ajuns unde sunt astăzi. Eu cred că noi toți le avem. Cu adică siguranță. Unii le recunosc, alții nu, alții la nivel inconștient fac anumite chestii care se trag din copilărie. Tu ai crescut într-o familie nu foarte bogată. Ca orice familie au fluctuat, da, veniturile, dar nu eram Rockefellers. Adică, da, avem o Dacie și noi, ca tot omul. Asta era bine pe atunci, nu? Unii aveau cal și căruță. A, da? Deci, ok, uite, vezi? Dar unde ai copilărit? Am copilărit în Transilvania, în județul Hunedoara, în satul Sibișel, se numește, e un sat de munte. Ai mei au cumpărat o casă de vacanță, unde mai mergeam weekend-uri și toată vara. Și am copilărit la țară, practic. Vara, verile le petreceam la țară. Cu albinele, cu găinile, cu... Da. Cred că singurul moment în care simțeam că nu se mai termină, a fost școala. Adică, cel puțin liceul. Adică a fost, da, din copilăria mea, să zic așa. Nu erai cel mai bun la școală?
Nu eram bun la școală, am aflat ulterior că sunt dislexic, habar n-aveam. Am aflat ulterior că am discalculie, habar n-aveam. Hai să le explicăm un pic. Bun, dislexia este o tulburare care practic te împiedică să citești. Nu poți să citești, nu poți să descifrezi textul. Eu, de exemplu, mă chinui să înțeleg ce scrie, de exemplu, dacă citesc o carte, mă chinui să descifrez cuvântul și nu mai rămâne suficientă memorie și atenție cât să și înțeleg cuvântul. Adică nu pot să citesc, practic, asta este. Un dislexic are nevoie de până la 5 ori mai multă energie ca să învețe la școală decât un copil normal. Adică dacă îți dau acum un text, tu îl citești cu foarte mult efort și... Da, da, da. Da. Și asta oameni de când eram mic. La citire, de exemplu, în clasa 3-a, 4-a, când faci citire la școală, nu știu când faci citire, învățătoarea scotea pe colegii mei în fața clasei și le îi punea să citească la citire. Și tot timpul uram să ajung în fața clasei, fiindcă efectiv mă simțeam handicapat. Colegii mei citeau, turuiau, eu zici că eram efectiv retardat. Nu puteam să citesc. Și nu știam de ce, nu înțelegeam. Făceam acasă, încercam, mă, firaș să fii, mă, pun să citești. Și nu puteam efectiv. Și oricât de mult citeam, nu mi se îmbunătățea situația. Asta era ciudat. Și nu știam, copil fiind, îți dai seama. Ai mei nici atât. Și ulterior mi-am dat seama că există această chestie numită dislexie, de care suferă aparent foarte mulți oameni și foarte mulți oameni celebri, gen Einstein, Da Vinci, George Lucas, care a făcut un clip despre dislexie, în care a spus toți oamenii care suferă de dislexie. Partea bună este că dislexicii au dezvoltat o parte a creierului care ajută în domenii geometrice, spațiale, în domenii de expresivitate, în domenii artistice. Sunt foarte buni dislexicii, de exemplu. Dar pe de altă parte nu poate să citească. Și discalculia înseamnă când efectiv din cauza dislexiei e greu să vezi cifrele într-un șir, de exemplu, într-o formulă. Eu nu mai țin minte ce am început când citesc. Cred că eu tot am asta. Tu apa asta ai sigur, nu? Da. La matematică eram varză și nu înțelegeam niciodată. Deci erau unii care habar n-aveau, deci nu se descurcau la niciun obiect. La matematică rezolvau exercițiile alea ca nu știu, eu eram pe alături totalmente. Dar... Știi de ce m-a surprins dislexia asta ta? Tu ai venit de-a lungul timpului pe canalul tău de YouTube cu multe recomandări de cărți. Cum citești tu acum cărțile? Pentru că e clar că citești. Audiobooks. Da, da. Ascult ore întregi în mașină. De exemplu, eu n-ascult radio, n-ascult muzică în mașină. Ascult numai cărți audio. În continuu. Când merg prin București, acum venind, ascult o carte audio. Tu ești un om care de-a lungul timpului ai tot vorbit despre educație și știu că nu ești foarte mulțumit de sistemul educațional din România. Bine. Nu cred că sunt oameni care înțeleg ce se întâmplă și sunt foarte mulțumiți. Sunt mulțumit. Dar ce anume te nemulțumește în educația din România? Băi, mă nemulțumește exact ceea ce am pățit și eu personal, adică experiența mea personală. Îți dau un exemplu, dacă ai un copil dislexic în clasă, profesoara nu știe. Nu are educația necesară, profesorii nu au pedagogia necesară, nu există pregătirea în domeniul de învățământ, pregătirea să recunoști niște tipare de genul ăsta. Copiii, de exemplu, cu dislexie nu pot să învețe ca cu aceleași copii. Dacă îi pui să învețe în același mod, e o greșeală să faci asta. Îi lași în urmă, efectiv. Și o să zici că sunt idioți, că sunt proști, că sunt neadaptați, că ei nu învață, o să rămână repetenți. Printre dislexici există un foarte mare procent de abandon școlar. Foarte mulți copii din centrele de corecție sunt dislexici. Pentru că oamenii nu știu să identifice această problemă la ei. Și cred că sunt efectiv proști. Ei cred de asemenea că sunt neadaptați, nu pot să se înțeleagă cu sistemul și devin rebeli. Asta e o problemă. Și nu s-a schimbat nimic din perioada când erai tu elev. Nu s-a schimbat nimic. Astăzi un copil. Ba, dar s-a schimbat la modul că există nu în școală, cât există în societate. Există niște organizații care luptă pentru drepturile dislexicilor. De exemplu, astăzi există în România o lege care spune că dacă ești dislexic diagnosticat ca și copil, ai dreptul să ai pe cineva care să-ți citească la test. Dacă dai test, poți să vii cu cineva să-ți citească testul, ca să nu mai trebuie să-l citești tu. În România ai acest drept, de exemplu, ca și copil, ca și părinte de copil dislexic. Și adică încep să se miște lucrurile, dar se mișcă în societatea civilă, nu neapărat în domeniul de învățământ și în Ministerul de Învățământ în sine, știi? Asta zic. Dar ca sistem, per ansamblu, mai este el aplicabil la realitățile în care trăim?
Sau a rămas undeva acolo în perioada comunistă? Da, da și nu. Adică a fost vreodată? Adică te pregătește, sistemul de învățământ te pregătește pentru o viață uniformizată. Pentru o viață în care trebuie să urmezi același tipar. Mergi la școală, îți găsești un job, faci o familie, faci doi copii, pensie și mori. Astăzi trăim într-o lume în care aceste valori nu mai sunt neapărat foarte agreate. Ok, da, școala te învață. Eu am învățat geografie de la școală, am învățat să citesc, să scriu, adică am învățat lucruri utile de la școală. Fizica mi-a plăcut foarte mult la școală, am învățat chimie de la școală. Adică lucruri cu adevărat utile, care să te descurci, care să-ți explice despre ce e vorba în viața asta. Însă nu te pregătește pentru viață. Acum, bine, cred că și avem cumva și prea mari așteptări de la școală. Ne așteptăm ca școala să facă totul. Dau copilul la școală și trebuie să-mi iasă de acolo super om. Mai e și părintele, știi? Adică mai trebuie și părintele să explice copilului despre viață. Adică eu despre găuri negre de la maică mea știu, nu de la profa de fizică, știi? Ce facultate ai făcut tu? Economie și relații internaționale. De ce e funny? De asemenea, am o filozofie legată de faptul că nu ar trebui să mergi la facultate imediat după liceu. Ia-ți un an de sabatic. Ia-ți doi dacă ai să nevoie. Să înțelegi ce-i cu tine. Da, vezi ce-ți place. De asemenea, o greșeală pe care sistemul de învățământ o face. Nu duce copiii în tot... Adică, imaginați așa, un copil în școală ar trebui dus în practică, într-un cabinet stomatologic, într-un cabinet de avocatură. Du-l câteva zile să stea să vadă pe șantier ce sunt. Du-l la tăiat de lemne, prin pădure. Du-l să ia contact cu multe meserii cât e copil. Știi? Ca astfel încât să-și dea seama ce-i place. Bă, am făcut și aia, am fost și cu ăla care face insolvență, am fost și cu un avocat, am fost și cu un doctor. Adică să duci copiii în tot felul de domenii astfel încât să ia contact cu mediile astea. Astfel încât în momentul în care vine pasul acela important, ai 18 ani, trebuie să mergi la facultate. Ce vrei să faci pentru restul vieții tale? De unde să știi la 18 ani? Sincer, facultatea trebuie să fie o completare a ceea ce faci deja, la modul că îmi găsesc un domeniu care îmi place foarte mult și ca să aflu mai mult, să mă specializez în domeniul care îmi place, fac o facultate. Dar eu deja activez în domeniul ăsta. Noi facem fix invers. Facem facultatea, facem teoria, noi nu știm dacă ne place practic, dar facem toată teoria, după care hai să ne apucăm și de practică. Este fix pe dos. Deci mai întâi faci partea practică, vezi dacă îți place. Că poate nu îți place după un an. Dar dacă îți place, de exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult partea video, când am descoperit partea video. Mi-ar fi plăcut să-mi completez cunoștințele și m-aș fi dus la un ATC. Dar eu deja începusem cu video și știam sigur că îmi place domeniul ăsta. Și dacă mergeam la un ATC, deja aveam altfel, treceam prin facultatea aia. Pentru că deja aveam un background. Aduceam după mine ceva ce făcusem. Vorbeam cu profesorii altfel, oamenii mă vedeau altfel. Omul ăsta chiar a făcut ceva în trecut, vrea să-și perfecționeze tehnica. Noi o luăm fix invers, noi o luăm cu teoria întâi și practica după. Eu sunt de acord cu tine, plus tu ai început să faci pe online și ai început să ai succes, ai început să câștigi bani de aici și am mai contat facultatea aia, relații internaționale și economie sau ce ai făcut? Nu, n-am mai contat, nu mi-a cerut nimeni niciodată diploma. Chiar recent am scos-o de la facultate, anul ăsta am scos-o. Eu am scos-o pentru că am vrut să-mi iau tot, mi-am făcut eu tot inventarul actelor pe care le-am și nu aveam asta și am plătit un avocat să mi-o scoată, whatever. Dar nimeni nu m-a cerut-o. Astăzi, de exemplu, îmi place economia. Eu urmăresc documentare economice. Îmi place domeniul, pur și simplu. Citesc cărți economice. Pentru că îmi place domeniul. Și de la școală nu mai amintesc practic nimic din ce am făcut la facultate. Plus că economia este un domeniu care se schimbă. Ok, ai citit tu Keynes. Ai citit o carte de Adams. Ok, am înțeles alea care sunt bazele economiei. Dar astăzi e cu totul alt mâncarea de pește. Și dacă intri în facultate, nu știu dacă ești la zi. Nu știu dacă facultățile sunt la zi, mai ales astea, economia, comunicarea. Revenind la blogging Da. Și succesul tău. Deci la un moment dat am văzut un video în care tu arătai, filmai niște copii care ți-au înconjurat mașina și strigau acolo Mikey, Mikey, Mikey. Deci atunci a fost apogeul tău. Am impresia. Nu-mi amintesc în ce an era. Deci 2015, 2016, în zona aia. Dar ce simțeai tu atunci? Te simțeai tu puternic? Credeai că așa va fi toată viața? Pentru că vedeam după atitudinea ta, deci chiar credeai că ești... Buricul pământului. Nu știu, deci ești voiai extrem de important. Asta voiai să zici. Voiam să zic buricul internetului. Buricul internetului. Da, deci îl simți un om când vezi că are o anumită atitudine, când da modul cum vorbești. Dar eram.
Era extrem de important, dar asta cumva popularitatea asta ți s-a ridicat la cap atunci? Un pic, da. Cum se manifesta în cazul tău? Vezi tu, din nou, traume din copilărie. Mă, mi se pare asta cu traumele un domeniu foarte important pe care orice adult la un moment dat trebuie să îl abordeze. Un domeniu despre care mulți oameni nu vorbesc și mulți adulți evită să se uite la ei înșiși și să înțeleagă de unde se trag aceste reacții pe care le au. De ce îmi vine să-mi bat nevasta? Păi ești defect, vezi că ai o problemă. Nu e normal să-ți vină să o bați pe femeia că ți-a zis nu știu ce. Ai o problemă. Uite de unde se trag aceste traume din copilărie și dacă mergi pe fir vei descoperi că ai avut niște probleme. Ori eu, da, am avut aceste situații și faima asta pe care neașteptată pe care am avut-o, da, mi-a hrănit orgoliul ăla, știi? Orgoliul ăla care a fost foarte neglijat pe parcursul copilăriei mele, a fost hrănit dintr-o dată, știi? Aveai mașină scumpă, îți luai și haine de brand. Da, da, da. Deci erai nebunit după asta. Nu am nebunit după asta, că nu era neapărat, eram eu un fashionist. Dar în momentul în care ai 6 cifre în cont, știi, mergi la mall, nu te mai ești la prețuri. În euro? Da. Tu mergi la prețuri. Cât costă o bluză? Cât poate să coste o bluză? Am 100.000 în cont. Cât poate să coste o bluză? Tâc! 500 de euro. Când mergi la Hugo Boss. Nu? Adică chestii de genul ăsta, știi? Aveam prietenii mei, îmi știau pinul de la card. Eu nici măcar nu mai le dădeam o cardul, ei își cumpărau mâncare, comandau, deci plăteam eu tot. Era așa, un fel de... Tu ai mai vorbit despre asta și vreau să analizăm. Ai văzut filmul Anturaj? Nu ai văzut filmul Anturaj. E serialul. E serial Anturaj. Fix așa era, ca în Anturaj. Păi ce era? Tu credeai că așa va fi mereu? Oamenii ăia evident profitau de bunătatea ta. Da. Sau tu erai extrem de naiv sau extrem de nu știu cum îi explici tu asta? Pentru că tu spuneai, mergeați într-un local, tu achitai pentru toți și era o normalitate, toți se ridicau și plecau. Tu rămâneai ăla cu cardul. Nu achitam eu, achitau ei, că aveau cardul meu, cu pinul meu, cu tot. Adică eu nici măcar nu mai chinuia să mai dau cu cardul, adică era gen plătește, știi? Și la un moment dat 5-6 la sushi, comandam în fiecare zi mâncare la studio. Cred că numai pe mâncare, cred că dacă fii să fac un calcul, numai pe mâncare dădeam o 2000 de euro pe lună, numai pe mâncare. Tu aveai o echipă mare, deci cum era? Asta, cum treptat cumva ei au ajuns la asta? Sau tu spuneai că, bine, eu sunt cel mai bogat dintre toți, ei lucrează pentru salariu, eu primesc 1000 de euro pentru colaborări și e normal, pentru că ei nu au de unde. Greșeala pe care am făcut-o a fost că am intrat cu prietenii în afacere, adică la modul că prietenii mei au devenit și colaboratorii mei. Eram în gașcă. Bine, era și natura proiectului, era un proiect jovial, un proiect relaxat, nu era nimic serios acolo, adică era și nevoie de o doză de libertate din asta. Tu le achitai și salarii? Normal. Dar cine? Salarii, chirie, la studio... Ca să înțelegi atitudine. Care e cel mai șmecher monitor de montaj ăla? Că e cu culori, cu 10 biți, cu nu știu, bun. Dar vezi că ești varianta curbată. A, dar e mai scumpă. Bun. Hai să luăm 3. Știi? Adică... Da. Tu ziceai asta. Da. Câte lavaliere ne trebuie? Una. Dar care e cea mai șmecher? Aia. Hai să luăm 4. Știi? Dar asta de unde vine? Pentru că mereu ai avut lipsă de copilărie, bani. Din copilărie, da. Din copilărie, pentru că eu în copilărie n-am avut. Adică a fost o perioadă în viața mea în care nu aveam. Adică nu aveam banii pe care aveau poate colegii mei de clasă. Nu eram nici chiar cel mai amărât din clasă, dar aveam nevoie de, știi, simțeam așa că îmi lipsesc chestii. Aveam colegi care aveau iPod, telefon mobil, nu știu de care, știi, scooter. Și cumva în mintea mea de copil simțeam că acei copii de lângă mine, valoarea lor stă în acele obiecte pe care le au, știi? Azi am învățat că nu e așa, dar ca fiind copil nu prea ai această abilitate de a fi introspect sau a fi foarte înțelept. Și vezi chestiile astea și frustrarea asta în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi se adună și ți-o reprimi și când efectiv ajungi într-o situație în care îți poți satisface frustrarea, frustrarea iese la suprafață ca o inundație
Și nu știi de unde dracu, bă, am avut 20.000 de euro la mine ieri, mai am niciun ban, ce s-a întâmplat cu banii? Știi? Dintr-o dată. Deci asta doar la capitolul bani, dar sunt multe capitole la care pot. De exemplu, sunt oameni care au probleme cu sexul opus. Fete care au ișuzuri cu băieții, băieți care au ișuzuri cu femeile din viața lor și se întreabă, de ce tot timpul atrag același tip de bărbat în viața mea? Păi de asta, pentru că ai niște ișuzuri, ai un tipar, îți satisfaci niște patologii acolo. Și nu le-ai conștientizat și respectiv asta durează. Da. Dar tu când ai înțeles că oamenii profită de tine? Am știut tot timpul. Adică tot timpul știam asta, era evident. Dar nu mă deranja. Adică îmi plăcea foarte mult poziția de a fi în poziția de a, nu știu, poziția pur și simplu. Da, tuturor, da. Ce vor. Da, da, da. Mi se părea că... Putere, autoritate? Nu. Dar aveai, te bucurai de respect în rândul acestor colegi, prieteni? Da și nu. Adică nu prea. Dacă să mă gândesc acum, uite-mă faptul că acceptau ca tu să plătești pentru tot, când nu era cazul, pentru că nu vorbim aici când mergi, faci un documentar în Republica Moldova, când tu ai luat echipa și asiguri anumite cheltuieli, dar voi sunteți în București, oamenii își fac munca, la amiază fiecare poate să-și comande ce dorește și nu, Mike ia și achită pe absolut pentru tot. Eu voiam despre asta să discutăm pentru că priveam podcastul unde tu ai vorbit despre asta sau video unde tu așa și simțeam o tristețe cumva. Adică parcă s-a creat impresia că oamenii ăștia au profitat de tine și la un moment dat au înțeles că nu mai au ce lua și au plecat. Bine, n-aș vrea să se înțeleagă asta. Oamenii despre care vorbim sunt oameni mișto. Oameni care la rândul lor au probleme din copilărie, cum avem cu toții. Nu-i condamn pe niciunul cu absolut nimic. Ei n-ar fi putut să facă asta dacă nu le dădeam eu voie. Deci cine e de vină aici? Păi eu, pentru că eu am dat tonul, nu? Eu am zis, uite, ia cardul și pătele. Că dacă eu eram zgârcit sau puteam niște limite, alea erau limitele care se respectau. Dar pentru că eu a trebuit să trec prin acest proces, că a fost un proces prin care am trecut în perioada aia, acest proces de a învăța despre mine, asta a fost necesar să se întâmple. Nu regret absolut nimic, adică este normal. Astăzi, bineînțeles, am cu tot o altă atitudine față de tot în viața mea. De ce? Pentru că am învățat. Pentru că am trecut prin acele etape. Dar dacă nu trecusem în viața prin acele... Eu n-am avut în viața mea 1000 de euro în buzunar. Niciodată. Până în 2012. Eu nu știam cum arată 1000 de euro. Înțelegi? Și, da. Acum ce ai învățat? Nu mai achiți pentru toți sau nu mai poți să achiți? Pot să achit, dar nu mai fac asta. Îți dai seama, evident. Adică nu, plus că nu mai am așa o gașcă mare de prieteni, am cu tot o altă atitudine față de afaceri. Dar mie mi se părea că, zic, asta e varianta ideală de a avea mulți prieteni în jurul tău. Voi erați acolo mereu la Caterincă, da. Ei apăreau și în spate, cumva râdeau acolo când înregistrați. Deci mi se părea, wow, deci zic așa, spre asta trebuie să tinzi. Dar da. Eu nu știam că oamenii mâncau pizza în spatele camerei de pe cardul tău și... Făceam grătare de genul de... 1000 de lei, la un moment dat erau, hai să facem un grătar, păi nu avem grătar, cumpărăm grătar, care e cel mai șmecher grătar? Păi ăla-l cumpără, dar cărbune avem? Nu, luăm tot, carne, cărbuni, grătar, făceam nebunie, adică era atitudinea asta, știi? Și la modul că ceilalți chiar n-aveau bani să joace la nivelul meu, știi? Că n-aveau săraci idei și înțelegeam asta și atunci pentru că eu, mie îmi plăcea cumva, îmi plăcea prezența lor. Știam că dacă nu le dau eu sau nu-i ajut eu să vină cu mine, nu veneau, pur și simplu. Și atunci, practic, mi-am cumpărat anturajul, prietenii, știi, în felul ăsta. Pentru că știam că ei nu puteau să-și permită să joace, știi, cu mine la același nivel. Din perioada aia, mai rămas cineva în anturajul tău? Nu. Dumnezeule. Nici măcar el. Tu pe mulți oameni de acolo i-ai și promovat, adică i-ai ajutat ca să-și capete și ei o audiență, da. Să înțeleagă cum funcționează în anumit domeniu. Toți banii pe care îi făcea era din doza de haș, da, care apărea în fiecare vinere. Da. Deci nebunie totală. Era o plăcere totală să înregistrezi, să râzi acolo, să te amuzi și asta aducea și bani enormi. Da, foarte mulți. Spune un pic despre acest parcurs. Când ai înțeles tu că... De fapt, nu mai trebuie să faci nimic altceva decât să înregistrezi doza și să o postezi. Da, exact cum ai zis. Asta la câteva luni de când ai început tot procesul. Da, un an. Ce ai făcut? Care au fost pașii tăi? Crește că la un an după ce am început efectiv emisiunea, imaginează-ți la un an, da? Un an, adică nu e mult timp și eu nu eram, eu eram în
ciuciubat în Deva care nu știa să, adică mi-a făcut Bendeac ofertă să fac cu el emisiunea Ai Comedy Pantelau. Vorbim și despre aia. Adică eram total nepregătit pentru el, eram total nepregătit, nu aveam nici cea mai mică idee. Omul, da, Bendeac în televiziune de foarte mulți ani, experiență, alea. Eu pentru prima oară în viața mea am fost pus într-un asemenea platou de filmare, în bugete, public, alea, adică a fost copleșitor, adică am făcut tot posibilul să fac cât de bine am putut situația. Veneau ofertele de peste tot. Cum să gestionezi o asemenea situație? E greu. Pentru că atunci te-ai pomenit popular practic peste noapte și trebuie cumva să reacționezi atunci când oamenii te recunosc. Trebuie cumva să-ți gestionezi bugetele, dar tu habar n-ai. Educație financiară zero, bun simț, cred că bunul simț m-a ajutat foarte mult, bunul simț ardelenesc. Sunt crescut într-o familie cu bun simț, o familie de ardeleni, o familie în care respectul față de alți oameni a fost învățat de mic și cred că asta m-a ajutat foarte mult, bunul simț pur și simplu. Adică bunul simț de a nu fi măgar, chiar dacă n-am chef să fac o poză cu cineva, să nu fiu măgar, să-i zic, mă, tu te ia dracu de aici, să-mi faci. Adică știi, să am bun simț pur și simplu. Am încercat să merg pe varianta din nou pe care mergeau youtuberii din America. Da? Cei care erau youtuberi în America, în 5 ani, 6 ani, au devenit posesori de business-uri, au devenit posesori de studiouri, au devenit oameni de afaceri care produceau mai multe tipuri de content, care aveau sub aripa lor mai mulți influenceri, mai mici, pe care i-au luat, i-au antrenat, i-au semnat sub contract, adică să creezi această comunitate de alți influenceri pe care să-i crești și pe care să-i vinzi către branduri. Cum e business-ul de altfel? Și ai făcut studioul tău? Da. Viral Studio. Foarte bine dotat. Am văzut că ai făcut și turul acolo, multă lume. Cât de mulți oameni aveai la etapa cea mai... Vreo 10-12 angajați. Cine a trecut pe acolo pe la tine? Că sunt oameni care au devenit vizibili. Deci Zaifet și-au puțin unul dintre ei. Da, nu, Zaifet, care... Zaifet a lucrat cu noi, dar Zaifet exista pe internet, era... Paralel făcea. Da, era cunoscut. Ce a făcut el în cadrul proiectului tău? Păi noi, practic, am dat de lucru lui Zaifet, știi? Adică l-am luat în echipă, l-am semnat la noi și am dat de lucru cu branduri cu care lucram noi, proiecte diferite, colaborări, chestii de genul ăsta. Și voi aveați procent. Bineînțeles, da. Deci voi ați luat mai mulți blogger, influenceri, cu care ați semnat contract și îi ajutați să se promoveze. Să fac content acolo, inclusiv făceau la voi la studio. Da. Adică le dădeam toate uneltele. Ei n-aveau camere, noi aveam camere, studio, stații de montaj, lumini, tot ce vrei, cromă, spațiu, adică numai creativ să fii, aia era ideea, să fii într-un loc unde trebuie doar să fii creativ și să pui content pe internet. Și noi vom avea grijă să te vindem către branduri. Varianta ideală, ce s-a întâmplat, ce n-a funcționat? Din nou, un cumul de factori. Oamenii au crezut că sunt mult mai importanți decât erau la acea vreme și au început să plece. De ce s-au început plecările? Pentru că, după cum explici tu, pare frumos. Cineva care nu are nimic, la un moment dat îți pomenește într-un studio cu tot necesarul, poate face content, postează, are și el un venit și un procent companiei respective. Da, adică susțineam din banii mei tot proiectul. La un moment dat a devenit profitabil pentru o scurtă perioadă, după care n-a mai fost profitabil. Și efectiv, calculul pe care îl făcusem inițial se pare că nu a dat roade. Ce anume? Deci oamenii nu aveau inspirație să facă content, aveau, brandurile nu voiau să colaboreze. Da, adică nu am putut să conving suficient de multe branduri pe cum aș fi vrut, de exemplu. Nici nu prea aveam ce să vând, adică nu am descoperit că nu oricine poate să crească. Adică chiar dacă creezi conținut în continuu, 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 unii pur și simplu nu cresc. Orice ai face. Și unii, alții, bubuie. It's a fact of life. Nu știu exact de ce, nu știu care e sosul magic, dar asta este, this is the fact. Și atunci, mulți din cei pe care aveam erau doar niște liabilities, adică doar consumau resurse, dar nu produceau absolut nimic. Și da. Adică, și ai decis tu să scapi de... Și într-un final, da, am făcut niște calcule și am zis, bă, nu mai pot să mai susțin chestia asta, nu mai este fezabil. Și da, am încercat, am văzut cum e, aia a fost. Am pierdut foarte mulți bani și am închis prăvălia și gata. Dar proiectul tău, tu în continuare creai, la un moment dat a început declinul. De ce? Cum îl explici tu?
Declinul, da, ok, hai să vezi tu, eu zic altfel, dar declin din punct de vedere, da, ok, aș putea spune din nou, dar ce se vede? Personal sunt mai tare ca niciodată, eu personal, dar da, din punct de vedere al contentului pe YouTube, da, e un declin. Mai mulți factori, din nou, pandemia, schimbarea algoritmului de pe YouTube, adică YouTube nu mai lasă să mai iau filmulețe, să le mai pun, nu mai ai voie să mai faci chestia asta. Îți blochează. Că îți blochează monetizarea, îți dă jos clipul, îți dă strike-uri pe canal, dacă nu, deci trebuie să faci content total original, nu mai ai voie, nici măcar dacă e articole, e super problematică treaba asta cu copyright-ul pe YouTube. Ori doza de hash se baza pe ce? Luam clipuri de pe YouTube și ți le arătam ție. Și am, hai, ce pisică interesant, ce facem și joacă cu un game. Dar de bază îți arăt pisica, nu? Ca să comentezi. Ori astăzi nu pot să mai fac asta. Nu mai ai cum să mai faci asta pe YouTube. Și atunci, bineînțeles că am încercat să fac alte chestii. Alte chestii care nu erau la fel de populare ca doza de hash. Logic, oamenii se abonase la mine pe canal să vadă doza de hash, să râdă. Și că am început să fac documentare sau alte chestii sau interviuri cu oameni, cu politicieni. Zic eu, bă, ce prostie asta, eu m-am abonat să râd. Fă-mă să râd, bă, Michi. Nu mai mi-a arătat tu chestii cu Bruxelles, cu vrei tu să mergi să vezi, cu... lasă-mi pace. Știi? Deci publicul își dorea altceva decât... Păi logic, că... pentru aia s-au abonat, nu? Pentru doza de hash. De ce n-ai adaptat? Eu m-am schimbat și, na, ei voiau în continuare să râdă și eu nu mai voiam neapărat să mai fac doza de hash. Sincer, nu prea voiam. Și atunci ai închis și studioul, da, și ai decis că o să lucrezi tu pe cont propriu, da, o să faci ceea ce îți aduce plăcere, uh-huh, și paralel ai început și alte activități în alte domenii. Da. Dar hai să rămânem un pic aici. În perioada când tu erai pe VAU, când erai foarte cunoscut, ai avut invitația de a lucra la TV, la Antena 1. Da. Bendeac te-a invitat. Am citit toată nebunia care s-a întâmplat acolo și reacțiile tale și reacțiile lui Bendeac și... Bine, bă, el destul de dur a fost în raport cu tine. N-am înțeles până la urmă de ce și-a permis un asemenea limbaj. Ce s-a întâmplat? Deci, până la urmă, el te-a invitat, da, la Antena 1 să faceți acea emisiune. Da. Este vorba despre iComedy. Care era rolul tău acolo și ce ți s-a promis din start? Ca și coprezentator. El reprezenta partea de TV și eu reprezentam partea de internet. Și împreună facem această chestie care mi-a plăcut foarte mult. Eu mă înțelegeam foarte bine cu el. Și chiar mi se părea un proiect foarte tare și interesant și care chiar putea avea viață lungă. Ați făcut câteva ediții. La un moment dat, Bendeac a plecat fără să vă anunțe pe voi. Da, s-a certat cu cineva pentru o prostie, bineînțeles. O totală prostie, adică așa, și a plecat. Și... eu am rămas cu un contract semnat, aveam un contract de 150.000 de euro, semnat, la modul că nu puteam să plec așa, să mă ridic să plec, el poate avea avocați buni. Nu știu, că nu mi-a răspuns la telefon să-mi zică. Și am plecat, pur și simplu. Și noi eram gen, și acum ce facem? Păi nu știu, că s-a plecat. Ha, mă, că vine la filmări, sigur vine. Ziua filmărilor, nu era. Păi ce facem? Păi nu știu, face Mihai singur. Adică eu, Mikey, face singur. Și ai făcut singur o perioadă. Și a făcut singur o perioadă, da. Adică am dus în spate toată emisiunea, ceea ce nu era menit să se întâmple. Adică trebuia să fim doi. Nu se putea eu fără el. Și nici el fără mine. Ba, chiar el fără mine mergea mai mult decât eu fără el, logic. Că era publicul lui, era audiența lui, era TV-ul, toată lumea știa pe TV. Eu eram acolo, nou venit. Deci tu ai fost practic un sezon acolo. Da. N-am mai avut audiență emisiunea. Bendeac spunea că era conceptul lui, ideea lui și... Da, mă, a fost ideea lui, a fost ideea lui, a noastră, cumva am creat-o împreună, da. Dar după ce a plecat, logic că s-a stricat situația. Ori după primul sezon, eu am cerut permisiunea să plec, să ies din contract. Că nu m-au lăsat să ies în timpul sezonului, chiar dacă voiam. Și mi-au zis, ok, bine, poți să ieși din contract. Și am zis, ok, ies. Adică n-am mai vrut nicio să mai fac după. El a făcut o postare pe Facebook, uh-huh, în care spunea că tu ai acceptat ceea ce a refuzat el. În formula asta, adică și că a fost o neînțelegere și că tu spuneai de fapt că cei de la Antena umblau după tine și nu că el te-a adus și tu ai avut și tu acolo niște replici foarte, foarte dure. În general, în ce relații sunteți acum cu Bendeac? Știu că nu comunicați, dar ați mai vorbit după acele replici de pe Facebook. Mi s-a părut atât de copilăresc. Foarte copilăresc. El, deci ca să înțelegi, el voia să facă Caterinca de Mircea Badea.
Și să zică ceva, nu știu, că Mircea Badea are chiloții roșii și că și poartă bikini. I don't care, o prostie, o tâmpenie execrabilă. Și ăștia le-au spus, bă, nu face, bă, că Badea e mai supăros, supărăcios, că e colegul nostru din antenă, hai să nu facem, găsește-ți pe altcineva. Nu, eu vreau de Badea. O glumiță voia să facă, nici măcar nu era ceva senzațional. Asta a fost motivul plecării. Da, mă, frate. Deci era o glumiță într-un căcat de scenariu pe care putea fi șteasă, fă naibii despre altcineva. Adică, pe bune, știi, adică pui tot proiectul, pui în pericol pentru un căcat de glumă. Pe care poți să o ștergi, las-o încolo, că doar suntem scenariști. Am mai tăiat glume cu carul, le team în fiecare așa, le team cu roșu de pe scenariu. Adică suspectez că ăsta n-a fost motivul, ăsta a fost doar un fel de ceva, știi, să iasă, nu știu. Dar pe bune, adică toți am zis, bă, acolo, serios, suntem copii, mă, ce n-ai, mă. Dar el spunea o chestie care m-a amuzat, tu refuzai să porți peruci? Din nou, again, seriously, oh my god, marea mea crimă, Mikey Hash ăla, nenorocitul dracului că nu vrea să poartă peruci, pe bune. Da, am avut la un moment dat, a fost o discuție, una din peruci, când îl interpretam pe Smiley, avea niște capse care mi-au smuls o grămadă păr din cap. Și le-a zis fetelor de la garderobă, bă, fetelor, eu nu mai vreau să port peruca aia, deci dacă nu aveți altceva pe mine ca Smiley, să nu mai treceți în scenariu, eu nu mai joc pe Smiley veci, pa picioarele. Și el probabil că zice, și pe ăsta, nu vrea să poarte peruci, dude, seriously, nu am zis asta. Dar, again, vezi ce ajunge de fapt pe internet și care este... Cum te simțeai tu acolo la TV și, în general, ai reușit să depășești bariera asta? Pentru că una e să fii pe online, eu știu, după mine, da? Faci ce vrei, când vrei, cum vrei, da. Și mergi la TV și sunt anumite norme pe care trebuie să le respecti. Te-ai adaptat într-un final? Ce te deranja acolo? Băi, herupismul ăsta, adică era super diferit totul, adică era foarte overkill. Ceea ce făceam eu singur la mine în cameră, eu aveam nevoie de 20 de oameni să facem pe TV. Știi? Exemplu. Adică unii chiar erau inutili, de exemplu. Sau chestii din astea așa. Nu puteai să zici orice, nu puteai să faci orice, trebuia să îți aprobe cineva scenariu. Era foarte mare, adică din punctul negativ de vedere. Acum pe partea bună, da, am învățat o grămadă de chestii pe care nu le știam pe internet. Dai seama, dita mai televiziune, am lucrat cu oameni care erau producători, profesioniști, știi? Alt nivel față de ce știam eu. Dar în același timp, o dezamăgire cumva, nu era ceea ce credeam eu că e. E și acolo birocrație, e și acolo, sunt și acolo mâncătorii, sunt și acolo, știi? Adică e același domeniu ca în orice altul. Iată, tu câștigai extrem de mult, aveai popularitate, aveai tot ce-ți doreai, mașină scumpă, nu știu, cardul ăla inepuizabil. Da? Deci de ce ai vrut să mergi la TV? Iarăși să-ți gâdili orgoliul? De ce am vrut eu să merg la TV? Păi pentru că a fost o ofertă foarte bună. Era next level, adică... 150.000 de euro contractul. Da. Dumnezeule, sunteți bani enormi. Mă rog, depinde ce punct de vedere în o privești. În perioada aia, dar pe ce perioadă? N-aș vrea să mai zic mai multe, că și așa deja am zis foarte multe. Dar a fost... un pas important, îți dai seama, adică să ai oferta, și n-am primit o ofertă de la oricine, am primit de la Mihai Bendea, care e, da, o somitate în domeniul actorilor din România. Acum sună ca ironie. Nu, chiar este, adică îl respect super mult pe om. Chiar îi port un respect profund lui Mihai, îl cunosc, știu cât de talentat este, eu știu vibe-ul lui, știu, îl cunosc. Și... Da, dar nu l-ai susținut cu gluma împotriva lui Mircea Badea. Păi că nu a susținut pentru că aveam contractul semnat, adică nu aveam avocații pregătiți. El aștepta că voi să plecați împreună cu el sau ce? Așa aș fi vrut și eu, că dacă plecăm, să plecăm împreună, dar omul a plecat gen cu scandal, ori eu nu permiteam, nu aveam din nou avocații necesare sau nu știu ce avea el prin spate, înțelegeri. Eu nu puteam să dau din bani, sumă, din buzunarul meu ața banii, ca să plec atât, să plec. Adică n-am avut. M-am băgat în treaba aia, trebuie să o duc până la capăt, adică nu... Noul content pe care îl faci, analiza subiectelor de actualitate, ai avut și încercări cu podcasturi, interviuri, aceste documentare. De ce interesul e atât de mic sau e cu mult mai mic
față de acest content? Crezi că n-ai reușit să te adaptezi sau publicul nu te acceptă într-o altă formulă? E posibil și asta. Adică e posibil să, ca oamenii să vadă o latura mea pe care poate nu o agrează atât de mult. Adică le plăcea foarte mult de Mickey H ăla care era mai funny, știi? Și Mickey H ăsta care are opinii nu-mi place de el. Știi? Care are opinii cu care eu nu rezonez, probabil. E posibil. Dar da, există un cumul de factori, again, inclusiv energia mea poate nu mai e aceeași, știi? Poate nu mai am nici eu același vibe, același drive și poate asta se vede. Simți asta că cumva ți-ai pierdut interesul? De ce? Că ai ajuns acolo sus, știi cum e și nu te mai motivează nimic? Măi, sunt perioade din viața unui om, știi? Cu toți avem perioade prin care trecem. Perioade mai low, perioade mai high. Perioade în care toate îți merg bine, probabil perioade în care toate îți merg prost, sunt anotimpurile vieții, eu așa le zic. Ori, da, asta este o perioadă în care mi se așează lucrurile din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere content, parcă nu găsesc locul, știi, după ce n-am mai făcut doza de hash, mi-e greu să fac ceva constant, să-mi găsesc locul. Da, adaptarea dozei de hash? La... Dar nu mai vreau să fac asta. Adică vreau să depășesc momentul, a fost o perioadă, gata. Hai să mai dezgrupăm morții, lasă, e îngropată, e cu crucea pe ea, gata, cu pământul, nu mai... Acum nu mai contează numărul de abonați pe YouTube, nu înțeleg. Mai contează. Tu ai aproape 1.500.000 de pe abonați și vizualizări de ordinul 10.000, da. Bine, cele mai populare sunt câteva sute de mii. Da. Algoritmii s-au schimbat. Deci acum oricine poate bubui foarte rapid, da. Și oricine dintre cei care au avut impact o perioadă îndelungată poate muri neant. Nu mai contează abonații pe YouTube astăzi. Și acum haterii îmi spune, da, spui asta fiindcă îți convine. Dar chiar nu mai contează. Și am argumente pentru asta. Sunt youtuberi cu foarte puțini abonați care au foarte multe vizualizări. Pentru că oamenii de ce să se mai aboneze dacă algoritmul oricum îmi recomandă? Nici eu nu mă mai abonez. De ce să mă mai abonez? Pentru că algoritmul îmi recomandă în permanență. Dacă m-am uitat la un clip de-al tău, algoritmul o să-mi recomande clipuri de-ale tale când tu postezi. Deci de ce să mă mai obosesc să mă mai abonez? Și oricum, dacă sunt abonat, algoritmul, când eu încarc ceva, nu-mi recomandă clipuri dacă nu vrea. Nu toți abonații mei primesc notificare sau nu primesc... Chiar dacă au... Chiar dacă abonament, da. Eu am mai multe conturi și când mă loghez de pe alt cont și numai ce am postat ceva pe canalul meu principal, când intru pe contul meu la care sunt abonat, nu mi-apare clipul. Deși sunt abonat. De ce? Pentru că YouTube nu mi le recomandă. Și atunci, dacă oricum mă abonez, chit că mă abonez sau nu, YouTube tot îmi recomandă ce vrea, ce sens mai are abonamentul? De unde mai ai motivație să postezi? Și de ce mai postezi pe YouTube? Dacă cumva zici că nu-ți găsești locul sau ești în căutare, mai ales că faci alte activități, cumva ai depășit perioada aia cu doza de hash. Măi, îmi place activitatea, îmi place de oamenii care mă urmăresc, adică cei care mi-au rămas loiali, cei 20-30 de mii, sunt oameni mișto, sunt chiar oameni mișto pentru care îmi place în continuare să creez content, sunt oameni, uite, îmi place, din nou, îmi place, am avut o perioadă în care am creat discuții, uite, de exemplu, am avut podcast-uri, am abordat niște subiecte mai sensibile, niște chestii care poate sunt mai tabu, unele cu care unii sunt de acord, alții nu sunt de acord, adică da, m-am băgat în astfel de discuții și unii au apreciat treaba asta, îmi place de... Îmi place tine că faci asta. Alții, bineînțeles, n-au rezonat și da, și-au exprimat opinia. Da, a fost o perioadă din viața mea de creator de content care a arătat așa. Au mai fost alte perioade care au arătat cu totul altfel. Și vor mai fi perioade și acum plănuiesc ceva mare care o să arate cu totul altfel. Pe YouTube? Da. Zi-mă că nu în ce pot direcție. Să zic că îți dai seama. O să fie producție solidă sau... Nu. E ceva personal, dar este huge. Adică este huge pentru mine și se va vedea asta în contentul pe care îl fac. Pe același canal? Da. O să schimb total ce fac. Total contentul. Voi mai vorbi... Mikey H schimbă total contentul de pe YouTube. Voi mai vorbi despre chestii curente care mă interesează și care așa, dar în principal voi avea altă activitate, da. Alt tip de content. M-ai făcut curios. Foarte bine. Acum ceea ce faci tu nu o faci pentru bani. Nu prea, nu. Că... Pentru că, cel puțin de monetizare și AdSense, am analizat Social Blade ce arată în cazul canalului tău da. Și arată că câștigi maximum sub 100 de, sub 1000 de dolari. Dar asta e maximum. Asta înseamnă că ești în zona câteva sute de dolari da, pe lună. Da. E puțin, adică nu prea poți face multe chestii. Dar spune cum a funcționat de-a lungul timpului monetizarea pe canalul tău. Deci tu la un moment dat aveai, depășeai și cifra de, nu știu dacă 10.000 de dolari, dar mii de dolari adunai din monetizare doar. Niciodată n-am făcut mii.
Nu. Peste 1000, deci maxim a fost. Maxim 1000 de dolari. Pentru că, din nou, doza de hash nu era monetizată, pentru că avea content de la terți. Third party content. Și când puneam o doză care conținea multe filmulețe luate de pe net, tot timpul primeam câte 2-3 claimuri pe acel clip, motiv pentru care nu se putea monetiza. Deci cele mai populare clipuri ale mele nu sunt monetizate, pentru că conțin content de la terți. Deci monetizarea nu era pentru tine o sursă principală de venit. Colaborarea cu brandurile. Da. Și a fost perioada aia de glorie. 2013, 14, 15, 16 și tu aveai contracte de zeci de mii de dolari, de euro, nu știu ce, în România mai. E același lucru, mai nou. Cum funcționează? Deci tu ai fost cel care ai deschis ușa asta. Deci tu mergeai la branduri și spuneai că uite, am un proiect ei care veneau, are... Ei veneau. Da, da, da. Deci care au fost cele mai importante colaborări pe care le-ai avut? Telecom, Coca-Cola, Samsung, BMW. Așa vorbești simplu. Samsung, BMW, Coca-Cola și Telecom. Icos. Da. Adică Philip Morris. Deci, ca să explicăm celor care nu obligatoriu sunt inițiați, monetizarea de pe YouTube din vizualizări. Deci, nu toate vizualizările sunt monetizabile, cele care sunt monetizabile, da, deci aduc un anumit cenți. Ăsta nu era de bază. Colaborările cu branduri, asta însemna o promovare într-un clipuleț de-al tău sau un contract de colaborare pe perioadă mai îndelungată cu mai multe apariții. Contract de imagine, de exemplu, da. Nu da nume, dar spune cam care era... O media unui contract în acea perioadă? Zeci de mii. Zeci de mii de, de euro. Wow. Și făcând asta, deci tu acum nu regreți că în perioada aia nu te-ai gândit să vă ajustezi, să vii cu ceva nou, să așa, deci cumva considerai că așa va fi mereu? Ce era în mintea ta când luai banii ăștia? Sincer, mintea mea era trebuie să-i cheltui. Ca să înțelegi traume. Nu știam de ce. Am bani în cont, trebuia să-i cheltui. Nu știu, dar nu știam de ce. Și acum înțeleg. Avem această pornire de, nu-i bine, trebuie să faceau cu ei. Ciudat, I know. Deci tu pe an câștigai sute de mii de euro. Da. Și asta au fost câțiva ani la rând. Da, am făcut milionul peste. Un milion de euro. Da, da. Deci tu la un moment dat în cariera mea de YouTuber. Aha. Deci n-ai avut un an în care anul ăsta am devenit milionar. În toată cariera mea am depășit 7 cifre ca venit. Acum îți amintești cu nostalgie de acea perioadă? Rușine în unele situații, și nostalgie într-o oarecare măsură și recunoștință. Pentru că am trecut prin perioada aia. Mi se pare e o perioadă foarte valoroasă pentru mine. Inclusiv perioada asta pe care o trăiesc e foarte valoroasă. Sunt perioade în care am învățat foarte multe lucruri. Mikey, dacă ai putea întoarce, Beat, perioada aia, 2015-2016, când erau atât de multe venituri în cadrul proiectului tău și când încă n-ai făcut anumite greșeli, nu știu, vorbind de business, în ce ai fi investit banii? Bitcoin. În Bitcoin? Păi nu. Care azi? Păi și astăzi, eu când am auzit de Bitcoin era la 7-6 mii. Adică ai fi mers în criptomonede și... Da, acțiuni. Dar este așa o întrebare, știi, dacă te-ai fi întors în timp. Normal că dacă m-aș fi întors în timp știu ce să fac, dar da, nu, da. Ce am făcut a fost relevant pentru perioada aia. Dar tu te gândeai, vreau să înțeleg cum gândește un influencer care are atât de mulți bani. Te gândeai că asta va fi încă mulți ani înainte, 10? Da, 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 da. Dar oricum făceai încercări să îți diversifici portofoliul. Intenția mea, da, intenția mea a fost acolo. Să investesc în niște afaceri, în niște business-uri care să genereze venituri și care să mă fac, să-mi dea voie să mă rup de parte de YouTube și să devin proprietar de business. Ce n-a funcționat? Aparent n-am fost cel puțin un business foarte bun. Adică nu cred că eram un manager foarte bun și eram foarte agreabil. Acum studiez cum să fii mai dezagreabil, dar eram foarte agreabil. Dar adică hai să exemplificăm. Deci ce înseamnă foarte agreabil? Înseamnă să nu prea știi să zici nu, să nu prea știi să refuzi, să nu prea știi să pui piciorul în prag, să eviți să intri în conflict cu oamenii. Știi? Chestii de genul ăsta. Deci tu încercai să fii bun cu toți, da. Să-i înțelegi. Nu băteai cu pumnul în masă. Fiind un copil din Ardeal, crescut după valori ardelenești cu bun simț, da, mi era greu să mă descurc în București într-un mediu în care trebuia să fii destul de afurisit. Știi? Și acum ce ai învățat? Ca să fii dezagreabil, asta ce ar implica?
E foarte important să fii dezagreabil. E foarte important. Oamenii dezagreabili au cel mai mult de câștigat în viață. Pentru că dacă ești dezagreabil, în primul rând, nu intri în niște chestii, nu promiți pur și simplu chestii pe care nu le poți livra. Știi oamenii care zic da la orice, numai să nu-i supere pe ceilalți și poate se trezesc că nu poate să livreze. Știi? Una la mână. Doi la mână, îi educi pe cei din jurul tău că cu tine nu merge dincolo de o limită. Știi? Adică dacă oamenii întreg măsura, nu ți-e jenă, nu ți-e frică să intri într-un conflict cu ei, adică nu fugi de conflict, le arăți, ești dominant, le arăți că uite până aici sunt limitele. Știi? Și pur și simplu poți să fii și rău când trebuie să fii rău, știi? Asta vreau. Dar te poți pomeni singur cu oameni care, pentru că dacă ești direct, spui ce aici crezi, direct în față, oamenii ar putea să zic, bă, da, Dumnezeu cu tine, Mikey, plec eu la cineva care e mai agreabil. Da, good luck să găsești un șef care are și succes în afaceri și care să fie agreabil. Nu există. Adică există, poate nu are succes în afaceri. De ce oamenii care sunt de succes în business sunt oameni dezagreabili? Sunt oameni care nu agrează orice, pur și simplu. Și cu angajații lor se comportă la fel. Nu? Dar cum ți-ai schimbat modul ăsta de gândire? Am trecut prin acest proces. Eu nu m-am lovit, Dorin, eu nu m-am lovit de chestiile alea în viața mea. Din nou, eram un copil din Deva care venise dintr-o dată și s-a trezit cu un business de 100.000 de euro în București, într-un domeniu, știi, total nou. A fost un proces. Eu n-am învățat, nu știam business, nu știam bani, nu știam relații interumane. Nimeni nu m-a învățat pe mine când eram mic cum să comunic cu oamenii, știi? N-am citit Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Am citit-o ulterior, recent, știi? Ce ai înțeles din ea? Ai citit cartea? Nu am citit-o, dar mi-a recomandat-o cineva. E super bună. Sunt anumite cărți, cred eu, pe care orice ființă umană trebuie să le citească. Anumite cărți la modul ca să știi, să ai chestii de bază despre comunicare, despre relații interumane, despre limbajul corpului, despre... Sunt chestii pe care trebuie să le știi orice om și acolo pleci. Și asta este una dintre ele. Da, despre afaceri aici ce ai înțeles? Că trebuie să delimitezi clar prietenii și categorii. Business-ul. Da. De ce nu e bine să faci business cu prieteni? Oameni în care ai încredere, pe care poți conta. Dar oare poți? Tocmai. Asta mi se pare foarte interesant. Amă că suntem prieteni. Amă, Dorin, ce nebă, suntem prieteni. Păi dar nu mi-ai livrat. Amă, Dorin, ce? Când ne știne când eram mici. Nu mă dai afară acum. Da. Păi da. Tot așa se întâmplă. Păi nu? Ori dacă nu-i prieten, știi, zici, nu mi-ai livrat, da. Dacă mai faci asta, te dau afară. Bă, Dorin, bă, ce măgari, dar nu știi de când eram mici, bă, o sun pe maică ta. Și zic, că știu, știi? Adică nu e ok. Nu e deloc ok. Ca să mai zic, na, prietene, iubite, băgate, nu. Deci... Dar oamenii care erau atunci în anturajul tău, da. S-au auto-eliminat sau tu ai făcut o curățenie? Da, a fost natural totul, a decurs natural. Ați avut gen discuții? Nimic grav. A fost cursul natural al lucrurilor. Sau... Da. După tot ce s-a întâmplat, popularitate enormă, bani enormi, cumva trădări, nereușita cu studioul. O telenovelă. Tu ai trecut printr-o stare emoțională mai complicată sau ai acceptat totul așa cum era și ai mers mai departe? Te-a afectat? Am trecut printr-o stare emoțională mai... Da. Eu nu sunt o persoană... Sunt o persoană, eu nu tind să am depresie, de obicei nu e ceva ce mă caracterizează. Oricât de nasoale ar fi lucrurile, nu prea cad în depresie, efectiv. Adică și dacă cad în depresie sau într-o melancolie din aia de stau să mă gândesc, ce fac cu viața mea? Durează 2-3 ore după care ies. Deci da, evident. Din nou, sunt perioade în viața unui om. Fiecare om are perioade. O perioadă în care ești pe val, o perioadă în care nu ești pe val, o perioadă în care ai succes în dragoste, o perioadă în care n-ai, nu poți ni o oră, poți să încerci orice, că nici nimeni nu se leagă. Așa e normal. Dar dacă trebuie să ai înțelepciunea necesară să știi, bă, sunt într-o perioadă în care nimeni nu se leagă, hai să nu mai încerc. Și stau să treacă perioada și după aia o să fie o perioadă în care tot o să meargă brici. Dacă stai și îndoiei razna și nebunești, nu mai găsești într-o perioadă nasoală, da, e normal. Stai liniștit că o să treacă. Am o vorbă. O duci bine? Da, stai liniștit. O să treacă. O duci rău? Da. Stai liniștit. O să treacă. Deci stai liniștit că o să treacă. Și dacă o duci bine și dacă o duci rău, o să treacă. Îmi place ce ai spus tu. Chiar mă bucur că ai ajuns la starea asta, pentru că ziceai și tu într-un podcast că cineva a observat că ești mai diferit. Și eu observ că te-ai schimbat de-a lungul timpului. Ești cumva mai reținut,
parcă mai echilibrat în tot ceea ce faci. Erai foarte aprins, foarte prezent, chiar și în 2019, atunci când ai fost în Republica Moldova. Da. Erai mult mai aproape de starea aia ta, da, în 2015-2016. Da, da. Parcă la un moment dat ceva s-a întâmplat în mintea ta și ai zis că, bine, o să fiu un pic diferit. Da, ai aceeași atitudine de a vorbi, dar totuși altfel se vede asta. Da, a fost o maturizare prin care am trecut. O maturizare de care aveam nevoie. Orice om se maturizează. Am devenit bărbat. Pentru prima oară în viața mea simt că sunt bărbat sau devin bărbat. Eu până acum 2 ani nu eram bărbat. Ori acum, 35 de ani, pot să încep să zic că într-adevăr mă transform într-un bărbat, într-un adult. Eu până acum nu eram adult, deși aveam 30 de ani. Mental mă refer, știi? Spune despre partea personală. În ce măsură popularitatea, banii și tot ce ai avut în viața ta ți-a ușurat sau ți-a influențat viața personală? Într-o foarte mare măsură. Nu? Mi-a schimbat viața totală. Relațiile cu părinții mei, cu familia mea, cu prietenii mei s-au schimbat drastic, dramatic și forever. Da. Tu ești necăsătorit. Sunt necăsătorit. Ești într-o relație acum. Da. Dar ziceai că ai trecut prin perioade complicate, inclusiv în perioada când erai pe val. Mm. Deci tu admiți că în preajma ta erau fete, femei, doar pentru că tu erai popular și era cool să fii lângă tine, cu tine. Și asta îmi plăcea. Nu? Știam că e cu mine și era gen, oh my god, Dorin, alu-s-o mai fel. Am ajuns în stadiu în care o gagică să stea cu mine pentru bani. Cât de tare e asta? Adică, serios, cine, când visam eu să stea o femeie cu mine pentru bani? Pe bune, adică orice bărbat că visează la chestia asta o dată în viață. Nu? Da, dar nu, când simți, ești sărac, nu te pământul, simți cumva folosit. Nu. Deci de nu ce? Stă pentru ce e, ce ești tu, cum gândești, cum arăți, da, cum te comporți. Oh my god, ce rănit sunt. Da, îmi pasă? Nu pasă, că știu care e înțelegerea. Că nu, eu am făcut înțelegerea. Eu am luat decizia. Eu nu iubesc la modul că, oh my god, te iubesc și asta cu mine pentru bani. Eu știam care e circumstanța și situația, nu? Că aveam capacitatea de a vedea de sus situația. Păi și când ești în așa un mediu, da, nu-ți dorești mereu să ajungi acolo, să fii înconjurat de tot felul de femei și oricând faci așa, ba da, să ai pe oricine. Ba da. Provoacă și dependența asta? Sau la un moment dat plictisești? Te plictisești la un moment dat. Adică ok, am înțeles. Știi, le-ai încercat și pe alea, și pe alea, și pe alea, și tot, știi? Tot ce pe masă. Și după aia zici, ok, am înțeles, dar a fost frumos, mișto, am înțeles ce vorbe, mi-a format o opinie, dar cred că aș vrea altceva. Cum faci diferența între o femeie cu care pur și simplu ești pentru a-ți satisface anumite dorințe, pofte, fantezii și o femeie cu care vrea să întemeiezi o familie? De unde știi că nu stă cu tine eventual pentru că e asigura un confort financiar și pentru că ai o casă, ai o mașină și ai un nume? Acum să luăm, orice femeie caută un bărbat stabil din toate punctele de vedere. It's a fact. Nici o femeie nu vrea un ratat, nu? Știi vreo femeie care vrea un loser? Nu. Orice femeie se uită la un bărbat care are o carieră, care are cel puțin un plan de o carieră, o perspectivă, o educație, nu? Orice femeie încearcă să găsească cel mai bun bărbat pe care poate să-l găsească, nu? Cel mai bun, că nu, nicio femeie nu spune, vreau să găsesc cel mai fraier bărbat pe care pot să-l găsesc. Nu, vreau să găsesc cel mai șmecher, cel mai bun, cel mai înfipt, cel mai bun bărbat pe care pot eu să-l obțin. Dar bărbații ce caută? Bărbații nu le pasă neapărat de statutul social al femeii lor. They don't care. Bărbații se uită la alte chestii. Bărbații, acum nu pot să vorbesc în numele tuturor, dar sunt unii care iau o femeie ca să fie gen decor, să fie brelog, premiu, uitați-vă cu cine o ard eu. Știi? Dar nu poți să legi pur trei cuvinte, trei discuții, dar nici nu contează, că nu e pentru asta, știi? E pentru evenimente, e pentru și să arate frumos, să dea bine în Bentley. Dar, din nou, depinde fiecare ce vrea de la viață. Dar tu n-ai avut, gen, suferințe din dragoste sau chestii? Adică lucrurile mergeau exact așa cum tu voiai. Deci nu-ți doreai o familie, nu-ți doreai o relație serioasă la acea etapă? Nu, încă nu-mi doresc. Tu acum ești împreună cu Denisa. Da. De cât timp sunteți împreună? 3 ani. 3 ani? Da. Nu pui mult accent pe căsătorie. Nu. Întrebarea asta te deranjează? Nu. De ce consider că este neimportantă căsătoria? Pentru că este un ritual, este un act, este un document.
Și noi acum, Antone, putem să facem un document să găsim căsătorița. Te simți bine? Păi asta zic. Nici eu nu înțeleg. Păi de ce? Eu am înțeles, dar facem un act, dacă vrei. Îl facem noi doi. Stăm într-o zi, bem un vin, scriem pe o foaie, eu și tu. Uite, îmi declar pentru tine că facem un contract. Strângem mâna, ne luăm în brațe, suntem căsătoriți. De ce trebuie să facem circ? De ce trebuie să faci circ și panoramă și pe trecere și să inviți și să faci banii și să vezi și florile și formația și DJ-ul și... De ce? Denisa la fel crede. Da. Și în legătură cu copiii, ambii aveți aceeași opinie, pentru că tu ziceai că nu-ți dorești copii într-o lume atât de nedreaptă și unde părinții nu-și asumă responsabilități și vor ca cineva să le crească copiii serioși, dar ei nu-și dedică timp, tu ai zis că mai bine să nu aduci pe lume un copil și nu toți ar trebui să o facă. Este o poziție matură, interesantă, dar nepopulară, inclusiv din câte înțeleg în România, dacă luăm cazul Deliei Matache. Oho, nu, no, este. Deci noi facem copii de ce? Pentru că suntem, ne simțim singuri, ne simțim lonely, vrem să facem niște copii ca să avem un scop. Mulți oameni fac copii ca să-și dea singuri un rost în viață. Exact. Deci mulți oameni sunt atât de pierduți încât au nevoie de un scop. Să se trezească dimineața pentru ceva. Și atunci fac un copil, își fac o familie ca să își creeze singuri un scop în viață. Un motiv de a se trezi dimineața, de a merge la muncă. Pentru că vor să-și creeze un anturaj, practic. Știți? Îți creezi o familie care tot timpul o să fie lângă tine, o să te agreze, chiar dacă unii prieteni au plecat, familia rămâne, știi? Îți creezi un fel de plasă de siguranță din punct de vedere social. Nu este o abordare? Păi nu știu, te gândești un pic. Bine, suntem egoiști. Da, adică faci tot circul ăsta, toată tevatura asta, pentru că tu te simți singur. Am înțeles, dar vezi că ai niște probleme, poate, din copilărie. Bine, mai sunt unii, și tot ai menționat cazul ăsta, care fac un copil pentru ca să-și reseteze relația. Da, nu, ca să-și îmbunătățească relația de cuplu. Când nu mai merge nimic. Să faci un copil atunci când nu mai merge nimic în relație, asta e cea mai mare prostie pe care poți să o faci. De ce? Pentru că nu o să meargă mai bine. Tocmai un copil pune la grea încercare o relație. O relație care încă rămâne puternică după un copil, ai relație bună. Știi? Dar cineva ar zice că, maiche, dacă tatăl tău și mama ta ar fi avut aceeași abordare ca și tine, tu n-ai mai fi fost tu. Și n-ai mai fi făcut furori în România. Asta este un argument. Așa, și what's your point? Ce vrei să spui? E așa, e o chestie. Da, dacă... Dar tu ai acum posibilitatea să trăiești, să te bucuri de... Deci eu fac acum pe avocatul diavolului, pentru că eu consider că dacă n-aș fi fost, n-ar fi fost o mare pierdere. Cum nu, da, sunt mulți alți. Exact, n-aș fi fost care... eu, oh my God, a pierdut omenirea. Ce să zic? Nu mai există Mickey H. Doamne, nu mai putem. N-o să... Dacă eu mor mâine, nu o să plâng mare lucru. O să fie, ok, a murit Mickey H, articolul așa și gata. Adică nu te gândi că sunt atât de important, că nu sunt. Nici tu nu ești sincer, că nu suntem noi de aici. Cine suntem? Dar oricine, a murit regina Marii Britanii și așa, s-a uitat în... S-a vorbit un pic acolo, mamă, ce așa și la revedere. Gata, tot deci nu mai contăm imediat după ce nu mai suntem. Noi suntem și nu contăm. Dar dacă nu mai ești, în genere. Dar totuși, revenind la copil, Denisa are aceeași opinie ca și tine? Uh-huh. De obicei, femeile, da, vreau să simt instinctul la matern, da. Bebelușul la Denisa are o abordare foarte matură în sensul că este conștientă că ea singură n-ar... Eu tot timpul i-am zis Denise și tot o pregătesc ca și cum ar fi și prietena mea, ca și cum ar fi gen și fetița mea pe care o educ și îi zic chestii despre ce știu eu, la modul că nu te baza pe un bărbat. Niciodată, nici măcar pe mine. Să nu faci o mare greșeală dacă te bazezi pe mine. Cumva să faci, bazează-te numai pe tine. Fii sigură că dacă faci un copil, ești în stare să-l crești singură. Ai o casă, ai un venit, ai posibilități. Că bărbatul nu știe ce face. Pleacă, moare, ce faci? Rămâi ca proasta cu un copil și te rogi de mamă ta să-ți dea bani? Sub nicio formă. Asigură-te că poți să-l crești singură. Chiar dacă da, ăla are bani, sunteți fericiți, nu. Fă-ți întâi tu o carieră, fă-ți tu întâi un rost în viață, fii tu întâi independentă, după care faci pasul de a avea un pui. Pentru că altfel te bazezi pe un bărbat. Și sunt foarte multe femei care fac asta. Se bazează pe un bărbat și e o prostie, dar de ce să faci asta? Că bărbatul ăla, practic, el e conștient că tu depinzi de el. Da, și devii vulnerabilă. Devii foarte vulnerabilă. E o prostie să faci asta și te lasă cu tot cu copilul tău și descurcă-te, na. Bravo. Păi dă-ți o notă. De ce te-ai băgat în situația asta? Păi îl iubeam. Păi pe tine nu te iubești? De tine nu-ți pasă? Tu numai pe alții iubești. Iubește-te și pe tine. Vezi că poate, știi,
ești mai importantă decât el. Doamne, nu știu. Cât de important mesajul ăsta să-l audă cât mai multă lume. Da. Mi se dar valul ăsta că toți neapărat trebuie să fac copii. Nu trebuie neapărat să fac copii. Care este rostul tău în viață? Bă, dacă vrei, Dorin, eu cunosc oameni care sunt foarte buni părinți. Cunosc oameni care, ca și părinți, sunt extraordinari. Mă, sunt, bă, le place rolul de părinte. Le place să înțeleg pe copii, știu cum să-i abordeze și sunt foarte pedagogici, au o pedagogie în ei și înțeleg efectiv cum funcționează o familie și le place. Sunt alți oameni care nu știu să fie părinți. Am prieteni. Bă, nu te pricep. Nu știu, sute la copii și ce extraterestre. Ia-ți copilul aici. Da, hei, tati, ce drăguț. Nu știu să fie părinți. De ce avem în România și în lume și în societate ideea este că toată lumea trebuie să facă un copil? Putem, teoretic, poți să faci și eu pot și tu poți. Dar trebuie neapărat să faci. De ce au luat-o pe Delia pe sus? O femeie care spune că nu vrea copil este blamată. Da. Măi, deci tot internetul zici că a luat o raznă atunci. O întrebare foarte simplă. Am zis-o de multe ori treaba asta. Și voi cei de acasă. Faceți un experiment. Mergeți și întrebați-vă părinții. De ce m-ai făcut? E o întrebare foarte simplă. De ce m-ai făcut? Ca să vedeți ce zic părinții voștri. O să vedeți că de foarte multe ori rămân șocați de întrebarea asta. Nu și-au pus-o niciodată. Nici măcar ei nu și-au pus întrebarea. De ce am făcut un copil? Până la urmă. Dacă vrei să mă gândesc, de ce am făcut un copil? Și pentru prima oară în viața lor se vor gândi la răspuns. Păi, o să zică, că așa erau vremurile, că ne-a obligat comunismul, că era ilegal să faci avort, că nu existau anticoncepționale, că a vrut taică-to, sau că a vrut maică-ta, sau chestii de genul ăsta. Să spună un părinte că nu existau anticoncepționale, da, adică, sau că s-a rupt prezervativul. Sau s-a rupt prezervativul. Mă rog, nu o lua personal, îți dai seama că e stupid să o iei personal, că nu se mai pune problema. Dar ca idee, adică să înțelegi cât de puțin se gândesc oamenii când iau acest pas, când iau această decizie. Cât de puțin... Mă, când îți faci un business, mă, Dorin, stai să-ți pui un plan de afaceri pe foaie, dai niște telefoane, îți faci research, știi? Mă, când faci un copil, te-ai gândit, într-o seară ai avut două pare de vin cu gagică, hai, faci un copil, hai! Păi, te-ai gândit un pic ce presupune asta? Fă-ți un plan, fă-ți niște research, vezi, vorbește cu alți oameni care au copii, vezi dacă într-adevăr vrei treaba asta. Nu e așa o decizie, fac un copil. Frate, e... De mine mă amuză discuțiile astea, las că o să aveți și voi copilul vostru și o să vedeți cât este de greu. Păi tu ce, îți dorești altuia să aibă aceeași greutate, da? Dar de ce îl întreb la fiecare pas? Când faceți și voi un copil? Da. Păi dacă e greu și tu îl înjuri și îl bați da, de dimineață până seara și urlă la el. Și mi te plângi că de greu e și că nu mă încurajez să fac un copil. Da. Sau ăștia care au câte o căsnicie eșuată, da. Când te căsătorești și tu? Tu vorbești, mă, care... Da. Voi despre ce vorbiți? Da. Și eu spre rușine, nu știu, spre surprinderea mea, am foarte puține exemple de familii care te determină să te căsătorești. Adică care prin exemplul lor, da, sunt familii atât de minunate încât zici, bă, îmi doresc și eu așa ceva. Da, sunt altfel de familii. Dar sunt puțini. Și sunt puține. Asta e problema. Astea sunt puține. În rest... Și mi se pare că astea sunt familiile cu adevărat valoroase și familii în care un copil poate să crească armonios și poate să se dezvolte armonios și fără traume și issues-uri și lipsuri și știi... Tu deja ai decis pentru tine, da? Nu, n-am decis. Este decizia pe care o iau în perioada asta. Eu acum nu vreau. Dacă, când voi fi miliardar, da, mă mai gândesc. În momentul ăsta, nu. Vloggingul românesc. Ți-ți place direcția în care merge? Pentru că sunt foarte mulți creatori de conținut, sunt mulți oameni pe YouTube, deci publicul este mult mai numeros decât atunci când ai început tu. Da. Și asta înseamnă că sunt și mai multe posibilități, inclusiv financiare. Au venit cei din showbiz, au venit cei din mass media care fac proiecte mai ample. Da. Spune-mi dacă îți place ceea ce se întâmplă pe YouTuberul românesc la această etapă. Mă rog, da și nu. Îmi place că există activitate, sunt foarte mulți oameni, e foarte mult public, dar nu-mi place că a degenerat foarte mult conținut. Ce am văzut eu analizând în ultima perioadă, se face conținut despre conținutul altuia, critic, agresiv, vulgar, limbaj incredibil de murdar. Asta ce? Ce oameni creștem noi?
ce exemplu oferim celor care eventual ar vrea să se apuce și ei de YouTube și văd că asemenea video toxice adună vizualizări. Păi da, nu te prea încurajează. Sau te încurajează să faci prostii? Da, dacă ești, trebuie să fii un anumit tip de om ca să poți să faci content cu atâta vitriol în tine și atâta, știi, ură. Nu oricine poate să facă. Inclusiv eu am încercat, chiar vorbeam mai devreme. Am încercat. A fost o zonă în care, pe care voiam să o încerc. Să creez content, pentru că funcționează. Da. Dacă vorbești un titlu așa mai șocant? Mai... Da, un titlu mai șocant, faci un pic de mișto de nu știu care, de ăla, îl înțepi un pic, știi? Și oamenii râd și se amuză cum se bălăcăresc unii pe internet. Și asta creează vizualizări și implicit bani. Am încercat să fac asta, nu mi-a plăcut, energia nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut pur și simplu energia pe care o atrăgeam în jurul meu, din punctul ăsta de vedere. Am făcut câteva clipuri, dar nu mi-a plăcut și am renunțat. Dar sunt, iată, youtuberi, dacă putem să-i numim așa, de aici, care periodic inclusiv fac videocritice la adresa ta. Anumite cuvinte le întorc în stânga-dreapta, da. Anumite mesaje le transformă. Bine, sunt unele greșeli pe care le-ai făcut, pe care ei le comentează și tot așa mai departe. Te afectează aceste reacții? Da și nu, depinde. Da, în ce mod? Poate la un moment dat o să fiu suficient de deschis încât să vorbesc și de chestia asta. Nu mă simt pregătit încă acum. Dar de ce te afectează? Cum? Nu te simți pregătit să spui că te afectează într-un anumit fel? Da, nu și mă... de ce? Da. Nu cred că... Dar... Crezi că nu meriți? Da. Să fii... Nu, cred că merit. Cred că merit. Cred că merit soarta 100%. Tot ce mi se întâmplă este fix făcut de mine. Nimeni nu este responsabil de... Doar eu. Eu m-am pus în situație. Nimeni n-a venit să... Da? Eu am spus niște tâmpenii pe internet. Nu le-a zis altcineva. Chestii pe care mi le asum de altfel încă. Dar poate că n-au fost interpretate altfel, cum este și cazul. Deci eu m-am pus în situațiile alea. Știi? Deci de ce să dau vina pe altcineva? Nu, eu sunt responsabil. Total. 100%. Dar cum să... te distanțezi de asta și să poți să funcționezi în continuare pe plan personal și să continui să creezi conținut? E destul de dificil. Depinde în ce perioada vieții ești și depinde cum arată viața ta în momentul respectiv. Dacă ești o persoană care e pe val și știi, toate lucrurile îi se așează, se leagă toate afacerile, toate își merg bine, ești un api în Caraibe, bei un Mai Tai, că vorbește un ciucioba despre tine pe internet în România, ți se rupe. Dacă ești într-o poziție vulnerabilă, în care toate îți merg ca dracu și, știi, și mai primești și critici și... Încerci să faci ceva. Și încerci să faci ceva și nimic nu și adică e, contează momentele alea. Adică depinde în ce poziție ești în viața ta, în momentul în care primești criticile respective. Dar tu înțelegi că ei lovesc anume acolo, știu că acum îl doare, că acum e cel mai... Păi da, când ești vulnerabil, știi, hienele ce fac? Vin să te rupă în două. Mai trebuie să înțelegi în primul rând că tot ce ți se întâmplă este vina ta. Nu e nimeni, nu are universul ceva cu tine. Adică cineva te critică e vina ta. Păi da, dar dacă nu... Dar dacă ne-ai argumentat. Dar nu tu te-ai pus în situație... Bine, stai puțin, tu poți să te aperi. Este normal să vii să te aperi, să zici, bă, vorbești prostii, nu e adevărat ceva, îmi bași vorbe în gură. Dar în același timp, tu te-ai pus în situația în care să fii criticat. Nu? Ăla care face videouri despre alți youtuberi, vorbește despre youtuberi relevanți, probabil că nu vorbește despre nimeni, nu? Și dacă te-ai pus în situația în care să fii în poziția aia, ești țintă. E asumă-ți viața, da. Dar bineînțeles, apără-te când e cazul. Tu ai încercat. Mi-a făcut o greșeală mare că nu m-am apărat de multe ori. Când s-au lansat chestii despre mine că sunt rasist, că sunt climate change denier, că tot felul de prostii, că am făcut un curs în care... Despre influencer, adică am zis că sunt țepar, că am dat țepe, că cum, ce cursul ăsta lui de 1500 de lei. Dar poți să ceri 1500 de euro, cum ai? Ce te interesează pe tine că ceri pentru cursul meu? Că ăsta haș dă țepe. Da. Primea mesaje, haș și țepar, văd țeparule. Și tu ignorai. Nu este abordarea cea mai bună să ignori? Măi, da, problema, cred că greșeala pe care am făcut-o la început a fost că nu am abordat aceste subiecte și nu am ieșit. Mi s-au părut atât de stupide și de ridicole încât n-am mai simțit nevoia să mai... Plus că erau chestii spuse de niște oameni care erau sub mine. La Antena 1 am învățat o chestie foarte importantă și anume faptul că noi la Antena 1 făceam caterincă de ProTV, dar ProTV niciodată nu făcea caterincă de Antena 1. De ce? Pentru că erau mai sus. Exact.
Păi și ok, abordarea ta a fost ok, când ai reacționat la ăștia care erau sub. Nu, dar după aia am început să primez mesaje și mail-uri de la colaboratorii cu care lucram, branduri și alte chestii, în care ce primesc? Mail-uri, știi? Ăștia de la, da, haterii ăștia mergeau la toate brandurile cu care lucram și trimiteam, ăsta este țepar, cum lucrați cu ăsta? Dacă mai lucrați cu ăsta, eu nu mai cumpăr produsul în viața mea. O să-mi dau foc la Adidas dacă mai văd că lucrați cu ăsta, cu Adidas și voștri. Pe bune? Deci oamenii, da, merg până în zona asta? Da, eu în perioada aia eram, făceam reclamă la un produs de-a meu, o aplicație de mobil, pe care era brand, era produsul, eram co-owner într-o firmă și am creat un produs. Un produs pe care îl promovam la mine în emisiune. Am primit inclusiv mail-uri eu pe office at Clandesto app despre mine. Cum puteți să lucrați cu nenorocitul ăsta de haș, că uite ce face, da? Ei nu știau când trimit mie mesaje, logic, credeau că e o firmă de nu știu unde care lucrează cu mine. Deci oamenii sunt atât de răi? Da, efectiv. Deci efectiv, și am avut multe branduri care au zis, bă, haș, nu mai putem să mă lucrăm cu tine. De ce? Păi căcate-te, că vin ăștia și uite ce fac. Pentru că ce? Păi că a făcut unul clipuri despre tine pe YouTube. De ce? Pentru că tu ești popular, deci oamenii vor să te tragă jos acolo unde sunt ei? Da. Și la tine când a început valul ăsta? Sau el mereu a fost, dar atunci erai inabordabil, da, și acum ai devenit la un moment dat mai vulnerabil. Exact, exact, exact. Și s-au intensificat? Da. Dar nu vreau să dau nume la cei care au făcut video despre tine și tot așa mai departe, dar la un moment dat tu pe unul l-ai confruntat. Uh-huh. A fost o confruntare stângace de ambele părți. Da, te recunosc. Dar de ce ai făcut asta? Crezi că fizic, față în față, omul nu-ți poate spune ceea ce spune pe internet? Simțeam nevoia să mă descarc. Și ți-a reușit? Da. Personal m-am descarcat. Adică aveam în mine o energie acumulată pe care n-am exprimat-o niciunde. Mi-am dat seama că de-aia fac content pe internet, ca să mă exprim, să mă exprim energia ce simt, dau pe internet și mă simt eliberat. Ori energia asta o aveam în mine, că s-a acumulat foarte multe de-a lungul timpului și simțeam nevoia, da, să fac această întâlnire față în față și să mă descarc. Și personal a fost pentru mine chiar benefic, pe plan personal. Real vorbind, dacă te uiți, a fost o prostie, adică a fost un fiasco. Dar eu, pe plan personal, m-am simțit excelent după aia. S-au uitat oamenii, adică au fost curioși să vadă ce o să iasă acolo. Da, n-ai. Dar n-a fost nicio concluzie acolo. După apropourile la adresa ta și criticile, au continuat. Da, normal. Deci nu s-a oprit nicicum valul ăsta. Nu mă așteptam. Păi de cum mai faci altfel vizualizări, Dorin, dacă nu vorbești despre, dacă nu-i bălăcărești pe alții pe net? Da, dar ești într-un mediu, ești într-o bulă cu un negativism permanent. Da. Oameni care cu aceeași răutate scriu în comentarii. Și asta mi se pare atât de destructiv, este încât fără. Tu la un moment nu mai reziști și poți deveni tu ținta altor oameni și mai spurcați ca tine. Da, da, da. Păi ăsta e un joc periculos. Dacă îl joci, trebuie să-ți asumi. Că tu-i crești. Da. Ei înțeleg că pot face asta în raport cu tine, că tu ai devenit deja la un moment dat vizibil, ai colaborări, probabil. Bineînțeles. Și o să meargă la brandurile alea la care tu mergeai și spunea, ha-ha, da, da, lăsați-l pe Mikey H. Exact. Am început cariera de YouTuber, erau niște vremuri foarte inocente pe internet. Internetul era foarte inocent. Inclusiv glumele pe care le făceam eu în doza de haș erau glume inocente, glume prostești, adică nu era ceva. Tocmai de aia și prins, pentru că era un public mai inocent din punctul ăsta de vedere. Astăzi e cu tot o altă mâncare de pește. Astăzi ai nevoie de altceva să ai succes pe internet. Inocența nu mai merge, pentru că nu mai sunt oameni așa într-o. Oamenii sunt mult mai răi pe internet, sau înrăit unii cu alții, sau e alt mediu. Există multă libertate. Bine, acum ea este limitată, dar anumite restricții pe internet, tu cum le vezi? Dacă ar funcționa totul ca în viața reală, în care ești pedepsit dacă calomnezi pe cineva, sau... Dar trebuie să fie și pe internet, nu aceeași chestie, nu? Dacă zici despre mine... Se merge. Da. Dacă zici despre mine că sunt așa și de fapt nu sunt, asta e vorba ta, e calomnie, adică n-ai voie. Legal vorbind, n-ai voie să mă calomniezi, să răspândești despre mine zvonuri false, mai mult că îți pot demonstra. Îi poți da în judecată. Bineînțeles că ai pot. Ai făcut-o vreodată? Nu. Nu sunt proces uman și nu-mi plac chestiile astea. Eu prefer un proces public. Știi? Pentru că te dau în judecată și ce rezolv?
Ok, te dau în judecată, vine, ne judecăm 3 ani, vine judecătorul, spune, da, nu mai vorbi despre HD acum încolo și dă și 5.000 de euro. Super, asta e tot ce am câștigat? Nu. Publicul tot o să rămână, publicul tot n-a învățat nimic. Dacă după aia a plecat, ăla vine altul în locul lui, că ăla mai vorbește despre mine, o să vorbească altul despre mine. Deci tot, problema tot nu s-a rezolvat. Dar știi care este culmea? Că indiferent ce content faci, chiar și hi-hi-ha-ha sau ceva mai tehnic, oricum la un moment dat ajungi să fii tras în jos, da, lovit și murdărit. Cazul Buhnici. Uh-huh. Ce părere ai despre ceea ce s-a întâmplat cu George Buhnici? Studiul de caz. Mi se pare fascinant. Ca studiu de caz. Ce anume te-a impresionat? Reacția publicului. Da. A fost viscerală. A fost ceva ce n-am mai văzut până acum în România. Ceva incredibil. Nu mi-a venit să cred, efectiv. De reacția publicului și a presei. Și datoriile neplătite a lui Buhnici, care acum au venit la... De ce datorii neplătite? George a avut atitudinea asta de superioritate față de presă. Când a plecat din presă, știi, el a supărat foarte mulți, din presă. A plecat din presă cu atitudinea asta în general de, eu cum fac internet, sunt superior vouă, cumva. Nu a zis-o direct, dar cumva, eu zic asta în conștiință de cauză, fiindcă am cunoștințe în presă, care îmi spuneau că îl detestă pe Buhnici pentru că avea această atitudine, el fiind din presă, a plecat din presă în internet și a lăsat pe ăștia din presă ca și cum sunt niște, știi, rataților, ați rămas în... Și asta crea resentimente. Și cei din presă acum au așteptat momentul. Au prins momentul, aha, te-am prins în offside, Buhnici, ia de aici. Da, și aici, de fapt, presa a fost cea care a amplificat. Iată, tu ai fost de partea asta. Shelly fix în aceeași situație, că tu vorbim de asta. Și Shelly e în aceeași situație? Da, Shelly cu ziua de naștere? Presa așteaptă acum un moment, dacă când prinde momentul, Shelly o să fie terferit de presă, clar. Shelly și cu presa se urăsc din ficații. Presa îl urăște pe Shelly din tot sufletul, da. Dar de fiecare dată a venit cu replici destul de bune. Da, așa este. Și presa a înghițit-o și a zis, nu, a încasat-o, asta e. Dar nu i-a convenit presei deloc. Și nu uită. Și va ține minte chestia asta și când va veni momentul, o să fie Buhnici 2. Shelly va fi Buhnici 2? Păi nu pot să zic, dar... Deci, dar oricum, momentul ăsta, la un moment dat, toți o dăm în bară. Toți o dăm în bară. Asta depinde zic. Deja cât de relevant ești. Ori pentru că omul și-a pus în cap presa, și-a bătut joc de toată presa, efectiv, și-a bătut joc. Dar cum și-a bătut joc de toată presa? Deci că și-a înscenat... accidentul. Da. Și pe presa a preluat? Bă, a fost vina presei! Shelly are dreptate! Eu sunt de acord! Știi? Doar că în acest proces în care el a arătat chestia asta, a creat resentimente în presă. Știi? Shelly... vorbește despre tine cu respect de fiecare dată. Da, și eu față de el și mi-e place foarte mult de el. Spune că ești cel care cumva inclusiv l-ai motivat să facă anumite chestii. Dar voi sunteți printre puținii care ați rămas în mediul ăsta de foarte mult timp de când ați început. Da. Și el a rămas la gradul de relevanță sau chiar a ajuns acolo, dar e foarte tânăr. Foarte tânăr, da. Tocmai de asta am avut și eu niște chestii în care atrăgeam atenția când a făcut niște prostii, dar el nu prea recunoaște, are chestia asta de nu... Eu bine, am și altă vârstă, da. Dar dacă fac o prostie, sunt primul care recunoaște. Cu ziua de naștere, pe timp de pandemie, cum analiști? De exemplu, da. A făcut niște chestii în care a parcat pe trecerea de pieton și a zis că n-a găsit locuri de parcare, că s-a învârtit 3 ore și dacă s-ar întoarce timp, ar face-o din nou. Că el nu are locuri de parcare. Și dacă nu are locul de parcare, e logic că e bine să o pui pe trecerea de pietoni. Dacă ai idee, adică știi, chestiile astea infantile, dacă aș fi PR-ul lui, aș spune, bă, nu poți sta chestia asta, că prostie. Eu înțeleg că tu ești acum tânăr și știi, crezi că lumea e a ta, dar pentru că am trecut prin asta. Na. Dar așa am făcut și eu când am făcut. Erai și tu așa. Da. Nu conta cine ce zice. Și asta zic, adică îl înțeleg perfect. El face niște greșeli stupide, nu le recunoaște. Asta este, cred că, marea lui greșeală, că nu zice, da, m-am greșit, că așa are dreptate. Eu n-am nimic cu el. Chiar, din nou, îmi place de Shelly. Îl admir și îl respect. Mai mult decât poate pe alți youtuberi din România. Dar căcat, a făcut greșeli. Cum am făcut și eu și cum poate ai făcut și tu și am făcut toți. Buhnici, da. Revenind la el, așa. Reacțiile pe care le-a avut după acest scandal. Pentru ca să oferim context, el era la Neversea, la un festival. A spus acolo că vrea să vadă pe plajă femei slabe și nu, da, și buci. Și nu cu kilograme în plus și tot așa mai departe. Eu am simplificat la maxim, acolo este mult mai complex totul. Da. Siguranță despre asta știu mulți.
reacția, studiul de caz, ce ai înțeles din tot ce s-a întâmplat? Am înțeles că în sfârșit România a importat cancel culture. Oficial suntem posesori de cancel culture. Există și în România așa ceva. Crezi că s-a întâmplat asta cu Buhnici? Da. Asta nu este văzut acum el în România? Rău. Adică, na, e greu să-ți mai revii, cred, după chestia asta. Din Dar păcate. El oricum continuă să facă content? Păi na, normal, ce să facă altceva. Și abordarea asta a presiei și a publicului ți s-a părut corectă sau exagerată? Exagerată. De ce s-a ajuns până la exagerări? Doar pentru că a supărat presa? Sau pentru că asta a fost aduce... un cumul de factori acolo. A fost mai multe tensiuni care s-au acumulat, știi? Inclusiv presa a avut, numai Libertate a făcut vreo 20 de articole numai despre asta. Multe, știi? Nu era cazul, până la urmă, știi, că a spus o prostie. Dar pentru că exista ura aia a presei vis-a-vis de el, ăștia abia au așteptat. Și-au amplificat și da, oamenii când au văzut prin presă, prin alea, mă, important subiectul, hai să discutăm despre el. Că dacă ne apărea prin presă, era așa o chestie pe internet. Unde mai, că nici George nu și-a cerut scuze, nici George a spus, bă, mea culpa, am spus o prostie, scuze. A spus-o peste 2 săptămâni. Da, mă rog, a spus-o, trebuia să o spună fix în ziua aia, bă, gata, că am spus o prostie, hai să ne revenim, get off my ass, am înțeles, bă, am făcut o prostie, gata, cineva, am dat-o, gel, am spus-o, hai, recunosc, îmi pare rău. Next. A făcut niște greșeli de PR. Inițial a făcut postul ăla pe blog în care a zis că nu, domne, că de fapt trolii ruși, că de fapt chestii, că adică nu și-a asumat deloc, ceea ce a enervat și mai tare, și prea amplificat totul și mai tare. Da. Chestii tipice de PR, greșeli tipice de PR. Dar riscul e ca la un moment dat toți cei care ajung vizibili să ajungă în situația lui Buhnici. Da, normal. Într-o formă sau alta. Cât ești mai vizibil, cu atât e mai periculos, normal. Care e soluția? Să stai în banca ta, să nu faci nimic? Nu, dar cred că este bine să ai o foarte bună educație de PR. Să știi exact cum să rezolvi crizele. Să-ți asumi lucrurile, să înțelegi efectiv puterea cuvintelor tale, pentru că multă lume nu... Inclusiv eu am probleme cu asta. Inclusiv eu am probleme cu a măsura cuvintele, cu a avea grijă ce zic și am probleme cu a conștientiza faptul că ce zic aparent e foarte important și mai mult modul în care zic ce zic e foarte important. Lucru pe care nu îl conștientizam până acum. Încă un subiect ce ține de Republica Moldova, Ilie Zvogs. A dispărut băiatul ăsta. La un moment dat erați chiar colegi, ați fost parte a unui proiect ce ține de influenceri. Cum crezi? Care este motivul? Hate. Asta l-a distrus? Da, și caracterul lui. Adică, da, puterea caracterului lui. Adică nu a fost suficient de puternic încât să se lupte cu ei. Ți-a părut sensibil? Da. Îl cunoști este, bine? Este un om sensibil, da. Mai comunici cu el? Mm-mm. Dar fenomenul lui, tu cum îl explici? Tu ai văzut tot felul de influenceri, unii care au crescut, alții care au stagnat și n-au mai reușit nimic. Prin ce a prins? Printr-un format popular care exista pe internet, da? Și formatul ăsta e preluat. Daily vloguri? Cum? Nu, provocări nebune, chestii de genul ăsta. Era ceva ce prindea prin afară. Omul este carismatic, adică știe să vorbească, are o față plăcută. Adică da, a fost un cumul de factori. Și a prins la copii, la provocări nebune. Cine mănâncă detergent de vase și râde la chestia asta? Copiii, nu? Da. La tineri a prins. Exact cum prindea TikTok-ul. Dar asemenea oameni care au trecut printr-o popularitate atât de mare, care au avut colaborări cu cele mai importante branduri, inclusiv aici în România, în Republica Moldova, la un moment dat era imaginea Orange, adică a avut o campanie amplă de promovare. Și la un moment dat pierzi tot. Da. Te afectează emoțional asta? Te afectează. El a făcut și niște greșeli, cum am făcut toți de altfel. Cu casa, cu unii zic că și-a dat foc la casă ca să ia bani pentru bine, acolo ce. Cred că e exagerat. Știu, dar cum s-a creat toată chestia asta, știi, în jurul lui. Și multe situații pe care le-a avut, nu mai știu cu cineva, am mai făcut niște, nu mai țin minte exact. Dar a făcut niște chestii care, l-au pus la încercare din punct de vedere al carierei.
Uriel poate nu a știut, nu a avut pe cineva în jurul lui să-l învețe să treacă peste. Sau nu a mai vrut, sau s-a săturat, sau nu știu, să vorbești cu el, probabil. Dar pentru tine ce urmează? Proiectul ăsta care zici nou, dar oricum îți vezi activitatea profesională legată de YouTube? Da, da, adică continuu, o să continui cu YouTube, dar voi face o schimbare dramatică în viața mea, care va reflecta și pe ce fac pe internet, da. Politica în România. Tu ai dat de înțeles că la un moment dat ai putea să te implici în politică. Nu știu dacă nu a fost o ironie din asta bucureșteană pe care eu nu înțeleg. Nu. Da, deci admiți că ai putea să te implici în politică. Da. Ce te-ar motiva să faci asta? Acolo știi că hate-ul e nimic. Uite, vezi, asta a fost pentru mine cum ar veni să mă călească, știi, perioada asta. Adică, da. Ce m-ar împiedica sau ce zici? Ce te-ar determina să te implici? De ce ai vrea să faci asta? Crezi că aici spune acolo? E o întrebare bună. Uite, vezi, asta e o întrebare foarte bună. O întrebare foarte bună pe măcar care una pe azi. Pe care multă lume nu le adresează politicienilor. De ce ai intrat în politică? E o întrebare foarte. De ce ai făcut copii? De ce e o întrebare foarte, foarte simplă și foarte eficientă. Da, e o întrebare bună, pentru că aș vrea să contribui. Aș vrea să ajut. Presupun, în cazul în care voi vrea să fac treaba asta. Pentru că simt că sunt calificat, aș fi calificat pentru ceea ce aș vrea să fac în politică. Tu ai oferit consultanță unor politicieni, adică știi cum ar trebui încă să... Încă o fac, da. Încă o faci? Uh-huh. Deci ai o companie de consultanță? Mă rog, da, mai fac, ofer consultanță, da. Oh. Din perspectiva ta de ce? Cum trebuie să te comporți pe online, da? Deci ce ai învățat tu din perioada asta de pe internet? Că da. Nu cred că vii aici cu politici publice, cu nu. Discursuri. Nu, adică partea de PR, partea de imagine, partea de content pe internet, partea de social media. Am companii cu care lucrez care, de exemplu, vor să-și creeze o dimensiune de social media, o prezență pe social media. Ei nu știu, habar n-au. Și au nevoie de cineva să le pună la punct un studio, să le facă un plan de content, să le dea niște idei despre ce fel de content să facă, ce cameră să-și ia, ce lumini, câți oameni să angajeze. Adică să creezi un departament de video pe care ei nu-l au și eu pot să îl fac pentru ei, de exemplu. Dar tu ziceai că atunci când ajungi în politică trebuie să ajungi cu un nivel de bunăstare. Adică să ai niște economii, da. Să nu mergi acolo cu gândul de exact. Unde mai fur un ban doi. Politica trebuie să fie un act filantropic. Adică, deci tu acum încă nu ești pregătit pentru asta, nu. Dar mai ai de muncit. Nu, încă nu s-a miliardul în cont, o să poți fi pregătit să nu depind de politică, adică să poți să faci politică fără să depinzi de banii ăia. Pentru că dacă tu faci politică pentru bani, politicile tale vor reflecta cei mai mulți bani. Care de cei mai mulți bani câștigă politica. Nu așa se face treaba, adică tu trebuie să fii acolo dintr-un motiv altruist, să fii acolo din nou, dintr-un motiv filantropic, ca să ajuți și să zici, bă, eu n-am nevoie de banii voștri. Nu mă interesează banii voștri. Că dacă nu zici cum facem noi, te dăm afară ca ministru. Dăm afară ca ministru, da. Pentru că nu vreau, am principii, nu vreau să fac asta, nu mi se pare ok. Explică pentru cei care nu sunt inițiați cu ce se întâmplă în politica românească. Care e situația aici? La etapa actuală. Iată, în Republica Moldova, eu pot să zic, încearcă cei care au furat miliardul să dea actuala guvernare jos, prin proteste, plătind oamenilor ca să iasă în Piața Mare a Adunării Naționale, să scandeze. Da? La voi aici, ce se întâmplă în prezent? Am avut și noi situații din astea, da. Am trecut prin perioada asta și noi. Se întâmplă în prezent, e destul de liniște în prezent, nu e mare tam-tam din punctul ăsta de vedere, nu mai sunt proteste și alte chestii de genul ăsta. E stabilitate pentru că sunt cele două partide mari care s-au unit. Sunt un partid de stânga, unul de dreapta, care erau rivali și se urau de moarte, acum sunt cei mai buni prieteni. Și au majoritatea. PNL, PSD. Exact, au majoritatea, au guvernul. Mi s-a părut incredibil când am văzut. Da, dar dacă stai să te gândești cine a organizat acel deal, eu respect mare port. Pentru că a avut o idee foarte bună. Deci cine a orchestrat această fuziune între PSD și PNL a avut o idee blană. Și asta înseamnă liniște pe piața politică? Păi da, pentru că na. E cel mai mare partid. Nu le contestă nimeni nimic. Dau ce le-și vor ei, fac ce vor ei, nu? Și-au împărțit miniștri. Tu iei economia, eu iau învățământul, tu iei apărare, eu iau internele. Nu mai sunt proteste. Nu mai sunt proteste. Ce părere ai despre AUR? O investiție bună.
dar de despre partidul la știam că te referi la asta. Ce părere am despre partidul la am o părere că este normal. E ceva ce se întâmplă în toată Europa. Adică populiștii, după cum vezi, sunt ajutați, sunt împinși în toată Europa să ajungă la putere. Exact ce s-a întâmplat în Marea Britanie cu Nigel Farage, cu Brexit. Populist, Europa ne fură banii, noi dăm bani, noi dăm un ce, noi dăm o liră, primim înapoi jumătate de liră, ce afacere e asta, niște prostii. Și au convins naționaliștii să iasă din zona euro. Mare greșeală, acum este în recesiune Marea Britanie, bine, și Europa. România, da, nu este o excepție. Bineînțeles, există interese, în principal de la Moscova, care ar vrea să creeze populiști în România și în Crezi Europa. Crezi că aurul este reprezentantul Moscovei la București? Cred că aurul este Moscova la București, da. Păi da, acolo e vorba de unioniști, cei care își doreau, care România să se unească cu Republica Moldova și își doresc în continuare. Da, vezi tu, asta este fix chestia, că cum am putea noi să fim plătiți de ruși, când noi de fapt ne dorim așa și pentru rușilor le convine mult mai mult să aibă un partid de extremist la putere, că după aia fac ce vor oricum. Adică nu, e normal. Dar se bucură de succes pentru că am văzut că cresc în sondaje. Păi se bucură de succes pentru că au o retorică naționalistă. O retorică naționalistă, familia, știi? Să rămân totul Dumnezeu, cu... Da, biserica. Dumnezeu, țiganul e țigană, evreul e evreu, nu ne bă, știi? Adică rasism un pic. Și alte chestii de genul ăsta. Chestii naționaliste. Oamenii vor să rămână lucrurile așa cum sunt. Nu ne plac homosexualii, nu ne plac ăia, nu ne plac, știi? Suntem... Nu știu ce vrei să... Și sunt votanți, pentru că știm foarte bine contingentul. În orice țară sunt din ăștia. Ar putea ajunge un partid relevant în viitorul parlament? Eu sper că nu. Sper că nu. Dar, dacă ne uităm în America, ce a reușit să facă Trump cu populismul, nu m-ar mira. Încă în România, propaganda asta rusească este destul de stângace. E foarte evidentă, e... Încă nu au băgat investiții serioase, cred, în România. Sau își fac treaba foarte bine serviciile sau cine ocrotește, poate, nu știu, treaba asta. Dar, în principal, în România nu s-a prea văzut o foarte mare influență. Se încearcă cu aur, cu șoșoacă, cu astea, știi? Dar nu cred că încă au investit. Cred că provocarea o să vină dacă mai rămâne ceva din Rusia, cu siguranță vor încerca. Dar miza mare cred că este Italia, Germania, Marea Britanie, acolo au încercat prima oară. America cu Trump, nu? Trump și Putin sunt așa. Adică nu acolo s-a încercat prima oară. Noi suntem așa, na. Noi ce primim? Apaur. Știi? America primi pe Trump, noi le primim pe joșoacă. Bine, lasă. Goana asta după bani și popularitate. Da. Unde duce? La mai mulți bani și la mai multă popularitate, dar în același timp la... E foarte... Mă gândeam că o zici la depresie. Ok, tu vrei răspunsuri scurte. Unde duce? Da, ok, nu depresie neapărat, dar neîmplinire, să zic așa. N-o să fii mulțumit. Nu te hrănește. E gol. Cealaltă parte a popularității care este? Despre care anonimatul. Nu opusul, cealaltă parte. Adică pe partea asta frumoasă, bani, vizibilitate, autografe, poze. Da. Care este cealaltă parte a monedei, dacă moneda asta este popularitate? Singurătate. Depresie. Simți că lucrurile te copleșesc? De ce ai tinde acolo? Că nu știi Pentru că nu știi ce e. Și eu am vrut asta, mi-am dorit foarte mult să fiu celebru. Foarte mult mi-am dorit când eram mic. Nu știam de ce. Așa îmi doream, nu puteam să-ți explic. Pentru că avea nevoie de atenție. Crezi că perioada ta de glorie în mediul online a fost sau încă urmează? Urmează. Optimist. Adică cred că ce a fost e nimic. Ce te-ar face să renunți la a mai posta pe YouTube? Dacă aș câștiga $1 miliard așa mâine, cred că n-aș mai posta. Totuși te motivează banii. Nu. Dar cred că aș fi la un nivel în care m-ar preocupa cu tot alte chestii. Mi-a schimbat viața atât de dramatic, încât ce puțin o perioadă n-aș mai posta.
top 3 oameni de pe YouTube-ul românesc care merită urmăriți. Top 3 oameni care merită urmăriți pe YouTube-ul, sincer, nu prea urmăresc proiecte, YouTube-ul românesc. Proiecte, poate. Atenție, Cadmere, Zaiafet, Dezaburit. Dezaburit, nu știu de el. Hai, ceilalți doi știu. Cât de mult contează pentru tine banii? Destul de mult. Cu banii am ajuns până aici. Cu banii m-am îmbrăcat, cu banii mănânc. Sunt foarte importanți. Nu sunt cel mai important, dar sunt destul de importanți, da. Te-ai gândit vreodată să emigrezi? M-am gândit, da, ca și că orice om s-a gândit. Dar ce te-a oprit? Mi-am făcut un rost aici. M-am așezat aici, adică... Știi? Am creat o comunitate, relații, prieteni aici și sunt apreciat aici și atunci de ce să plec să încep de la zero? Nu exclud, dar... Și Mikey, ce contează cu adevărat în viață? Depinde în ce perioadă a vieții ești, cred. E foarte important. Pentru că dacă ești în anumită perioadă, contează anumite lucruri, dacă ești în alte perioade, vei spune că contează alte lucruri. Pentru mine, acum, ce contează este următoarea etapă a vieții mele.